Acum se aude? Mă auziți? Vă rog să... Nu se aude nimic, Alex. Seriu, a intrat peste noi. Ne-a făcut acum manevră. Se aude? Secret. Deci, dacă mă auziți cu toții, atunci să reiau și introducerea și ne scuzați. Deci este ok, da? De văzut se vede bine, de auzit se aude bine. Bun. Bună seara, colegi! Bună seara, oameni dragi! Ne scuzați intervenția din această seară. Sper că s-a rezolvat și cu sunetul și cu video și cu absolut tot. Este în regulă. Vreau să vă mulțumesc și să vă spun că mă bucur că v-ați adunat aici la ora 19:35 de minute, știind că începe podcastul live Cârligul lui Gagiu. Mă bucur și mai tare dacă ne dați și nouă câte un like, un share și un follow live-ului nostru și de ce nu și paginii noastre. Pagina oficială Cârligul lui Gagiu, bineînțeles. Ce să mai, îmi face o deosebită plăcere și onoare să am lângă mine oameni frumoși, oameni deosebiți cu care să putem discuta despre partidele noastre de pescuit, să vorbim despre ei, să vorbim despre voi și de ce nu în ultimul rând și despre mine. Vă doresc o seară plăcută alături de minunații mei invitați din această seară și țin pe această cale să le mulțumesc lui Ivan Vasile Baboieru. Salutări. Și lui Cătălin Borcan, vestitul regii al... Vă salut! Berry, Borcan? Așa se spune. Așa se spune. Bun. O mere și invidios. Vă mulțumesc frumos pentru acceptarea invitației la mine și să... Aveți o poză cu regele Berry? Da. Vreau să vedem și poza cu regele Berry. Cătălin Borcan, chiar duh, tu, în persoană. E duhul lui. E duhul meu. Bun. Ivan Vasile Baboieru. Baboieru. Cine a fost Vasile Baboieru înainte de a deveni recunoscut în lumea carp fishing-ului românesc? Mamă, ce întrebare!
Braconier. Bună și asta. Păi, da, la un moment dat a fost și braconaș, pentru că copil fiind și trăim pe marginea Oltului, știi? Părinții despărțiți, mă rog, niște probleme din chestiile astea, știi? Și tata nu prea avea cum să... Deci mai mult braconier de nevoie? De nevoie, într-un fel, că am fost angajat la vârsta de 12-13 ani, ceva de genul, în vacanța de vară, mă duceam la pescuitul, la... îi ajutam pe aia care băgau plasele, știi? Și... Borcan trage cu ochiul, da, la întrebări. Și... m-am ajutat acolo câțiva ani de zile până m-am mai mărit și apoi am zis că de ce să nu fac singur și chestia asta. Și apoi am devenit și cumva... avem și un fel de autorizație, mai degrabă ceva de la șeful de post. Adică era pot scoate. Adică pe românește român. Român, da. M-am descurcat până în 2000, până să mă mut înapoi în București. Să înțeleg că plăcerea ta vis-a-vis de pescuit a început pe la vârsta de? La 5 ani am prins primii mei, nu, cred că mai mic eram. Ba da, ceva de genul 5 ani. Unchiul meu mi-a pus prima oară o undiță în mână, țin minte toată viața, o trestie sau ceva de genul. Wow. Ba nu, un piper, că așa îi spunea, un piper. De-asta undiță chinezească. Ți-a pus boabe de piper. Explică ce era piper, că el pe timpul ăla nu era. Ba, știe despre ce e ăla și... Mai știu din poveștile voastre, da, din privat. Și noi dădeam atunci cu două cârlige, nu dădeam cu un cârlică. Noi eram în stare să dăm și cu 20 de cârlige. Și cu pătrățică. Și țin minte că primii mei pești din viața mea, chiar surprinzător, nu știu, așa a fost întâmplarea și parcursul vieții mele. Doi crape au fost, doi ciortani de fapt, era un pic mai mare ca palma, care era să mă tragă și în apă și îl strigam la unchiul meu care dormea la unui măcești ceva și ăla s-a speriat, a crezut că m-am muscat un șarpe ceva și venea în fugă după mine și de fapt eram îndrept, știi, cu doi ciortării dintre ele. Deci pe timpul ăla erai un fel de baboier mai mic. Da, cuvântul ăsta nu-l știam. Deși cu un pui de baboier. Da, astea Cătălin erau, Borcan. Astea erau timpurile pe atunci. Da. De câți ani activezi în pescuitul competițional? Pescuitul aproximativ. În competiție am intrat în 2011. În 2011. Primul concurs unde a fost? Primul concurs a fost cu Dan Mitrănescu, Tâncăvești, Plantat. Care oh, deci ai început... L-am și câștigat. Ai început frumos. Am început frumos, da. Cătălin, să trecem la treabă și vreau să încep cu tine în această seară. Da, spus. Ce este mai important pentru tine într-o partidă de pescuit viteză, adică 24-48 de ore? Alegerea partenerului, alegerea nadei și aici să facem o diferență cu ce începe într-o partidă de pescuit viteză, mămăligă sau boiles? Bere. În afară de bere. Regele berii. Bine, apropo de... Eu mai glumesc. Întrerupem puțin întrebarea. Apropo de bere, cam câte beri ți-ai la o partidă de pescuit viteză, 24-48 de ore? Păi dacă e individual... Depinde. Dacă e individual... Nu prea, că știi cum e, trebuie să și pescuiești, să și... Salut, Petcu, salut! Sacul de rafie, spune Petcu, Florin. Deci la un pescuit viteză. În primul ce e mai important pentru tine? Partenerul, clar. Partener. Pentru că eu chiar sunt pe viteză și dacă nu mă înțeleg, deja ies cântei. Ce ai tu nevoie de la un partener de pescuit? Într-o partidă de pescuit viteză. În primul rând trebuie să te înțelegi din priviri. Nu trebuie să stau eu să spun că ai lăsat mincio gupă, cădiță. Toate trebuie să meargă de la sine. Uh-huh. Adică pe viteză, mincioagele trebuie să stea. Ai scos peștele, ai pus minciogul în locul care e, ai băgat peștele la sac, ai pus săculețul pe rezervă, dacă vrei într-adevăr să ai viteză. Asta în doi, să vorbim de... Păi, în doi, vorbim de doi. Campionat. Da. Chiar gen, campionatul național. Gen de campionat gen național. Campionatul național, da. În păcate, la noi, de când s-a dus corbul, nu prea mai avut de viteză. Aștept cu nerăbdare să vedem ce va fi anul ăsta la... unde se ține campionatul național. Să dea Dumnezeu să se țină și să oricum, participăm cu toți. Oricum, am fost anul trecut la concursul ăla și chiar... Acolo știu că... Acolo n-ați mai avut un pescuit viteză, acolo știu că ați avut un pescuit... Ba da, a fost pescuit... A fost și viteză? Viteză, adică ne trăgea de multe ori, cred că am avut peste 20 de trăsături în care ne-au apucat să punem swingerul. Unde? Știu că a fost cantitate.
Când am fost la ultima partidă unde se va ține campionatul? Da, da. Da. Deci dacă Peștia vor deveni punctabili, va fi un campionat național. Și un război cu cinste, vorbesc serios. Acolo, da, acolo clar va fi Andoranță, va fi un pescuit de... Până la urmă, de-aia merge Alex... campionatul național. E volumul cam tare încă, știi? Da, ne auzim foarte tare noi, nu știu, la voi. Vreau să știu dacă se aude bine la toată lumea. Se aude bine și pe Facebook, se aude bine și pe YouTube și pe Twitch. Suntem pe 3 canale. Difuzăm, aș vrea să ne mai dați o dată confirmarea sunetului. Și cu Nada... Salutare Culi, salutare tuturor, salutare Andrei. Multă sănătate, Andrei Constantinescu. Și îți mulțumesc pentru colaborare. Da, mulțumim, mulțumim. Avem confirmări că se aude bine peste tot. Pentru Vasile Baboiru avem o întrebare în seara aceasta. Adică a doua întrebare. Întrebările sunt undeva la numărul de 10 întrebări pentru tine, Vasile, 10 întrebări pentru tine, Cătălin. Din partea mea mai avem și întrebări surpriză care or să fie puse după pauza de 30 de minute. Acele întrebări surpriză sigur o să vă surprindă și pe voi și e o surpriză chiar și pentru mine. Am înțeles că am o întrebare surpriză chiar și eu. Serios? Da. Să vedem acum. Ce țești cu fanii ăștia? Vasile, care este diferența dintre un pescuit la plăcere și unul competițional, în afara faptului că pleci și cu ceva pește la sacoșă pe românește? Mamă, ce... Da, n-am mai făcut lucrul ăsta cam de mult timp. De anul trecut. Păi, da, dar l-am făcut doar ocazional. L-am făcut acum o lună. Da, da. Amândoi. Ați plecat? Ați plecat și cu ceva acasă? Da, da, da. Mi-a ajutat Dumnezeu. Mi-a ajutat Dumnezeu, da. Am luat ceva, nu foarte mult. Da, vezi că am avut și șacal care ne-a luat și mâncarea. Dar nu șacal, era venut. Da, din păcate, câteodată să știi că pe mine mă întristează câteodată lucrul ăsta, pentru că mi-aduc aminte de copilărie. Eu doar asta am făcut în viața mea, doar pescuit. Am avut o scurtă perioadă de timp în care nu am trăit din asta, din pescuit, și am trăit din altceva. Dar nu vreau să zic seama că cele mai frumoase amintiri ale mele sunt legate de pescuit și în special de pescuitul de plăcere. La unde luam și pește la casă. Mi-aduc aminte, uite, cu drag, de exemplu, pe la vreo 14 ani, am fost mai precoce așa, plecam din discotecă pe la 3 dimineața și mergeam cu undițele spinare, cu niște undițe dintre astea rusești și molinete foarte grele, și mergeam până în pădure, vorbesc serios, cu foarte mulți kilometri. Și țin minte, o pasiune de atunci. Singur, de da, da. Țin minte că orice foșnet, orice mișcare care se producea în pădure acolo, mamă, mă făcea să... Vreau să mă piși pe mine de frică. Îți dai seama că la 13-14 ani poți să fii foarte, foarte curajos. Dar pasiunea învingea lucrul ăsta și de-aia spun că... Tu stăteai și bine pe fizic, de mic. De mic, da, am fost rău. Nu, pe fugă am fost mai bun. Pe fugă am fost mai... Mă urcam în vârful copacului înainte la pisică. De asta spun că câteodată, știi, mi-aduc aminte de chestiile astea și fac legătura și cu pescuitul competițional. Și la refarmecul lui îți oferă foarte multă adrenalină pescuitul competitiv și poate și premiu în bani, deși cred că e... Nu cred că are vreo mare însemnătate, dat fiind că dacă te duci la 10 concursuri și consumi și câștigi unul, să zicem așa, oricum tot pe minus ești. Așa da, că, da. Deci să revenim la întrebare. Care ar fi diferența dintre plăcere și competiție? Păi unul îți oferă, am spus mai devreme, unul îți oferă foarte multă adrenalină, adică și adrenalină, că până la urmă și pescuitul de plăcere îți oferă adrenalină, pur și simplu când îți trage peștele, asta înseamnă, știi? Pe când ăsta de plăcere îți oferă și relaxare, ceea ce nu se întâmplă la pescuitul competițional. Acolo ești într-un stres continuu, că tu, competitiv fiind, asta înseamnă să te duci la competiții, vrei să faci tot ce e posibil ca să câștigi sau măcar să te clasezi între primii, știi? Corect. Ceea corect. Ce nu se... Uite-ți, ultimele partide de pescuit de plăcere, să zicem așa, mai partenerii cu care eram, domnule, nu mai schimbăm lansetele, dar venea să-i zic, du-te dracu, lasă-mă pace. Și ce să luăm, nu ești, ce să luăm, că avem de-alea. Acum înseamnă că poți să-ți fugi întrebarea, cine ți-a fost primul partener oficial într-o competiție și care a fost primul concurs la care ai participat? Bă, la fel ca și
dobitocul ăsta de fața mea. Da, tot... ai început. Da, da, Mitrănescu. Uite că e frumos. Da, e da. Nu degeaba. A stat tricou albastru, ochii albaștri. Cât a muncit Carina Zoraca la el. Tot băiatul. Bă, tot Mitrănescu a fost primul, da, partenerul. Primul... Noi, deci la amândoi. Da, da, da. În 2007. Și toamna... Emil, din ce mi-aduc eu bine aminte, mi-a zis ceva de Mitrănescu, dar nu mai știu exact. Nu, nu, nu. După prima mea partidă făcută cu Mitrănescu la Doripescu, un eșec total în care, surprinzător, l-am făcut pe Mitrănescu să bea 50 de grame de whisky. I-am bătut un cui la baracă, că se învârtea baraca cu el. N-am prins pește, că am picat pe un stand, pe stand 1, că se știe și acum nu e bun deloc și atunci era și mai rău, pentru că nu puteai să n-aveai un să pescuiești mai departe de vreo 20-30 de metri de mal. Că insistă, tot, insistă Sepi. Da, și... Sepi, că ce aromă preferă Babi? Ce aromă preferă Babi, Andrei Constantinescu? Squid. Da. Hai să mai luăm întrebări și de la... Hai să mai... Andrei Bărătii! Nu e pe Squid! Squid, doamne, nu! Borcan! Borcan! Și să știți că n-a primit sponsorizarea de la Sepi, de, no, de la Simo Alexandru, așa cum s-a lăudat, că ne dă 24 de sticle de bere. În cap! În cap, bă! Da, nu știu ce să zic. Bun! Deci primul partener ți-a fost și ție, ca și lui Cătălin Borcan, Dan Mitrănescu. Da, la Doripescu în 2007, toamna, apoi a urmat ăsta, unchea mea, Paraschiv. Da, Paraschiv, Emilian, da, Paraschiv. L-am luat, mătușul, da, eu i-am spus, haideți să mergem la, de da, da, să mergem, da, la Moara Vlăsiei și dai seama că eram part. Particulare, aș putea spune. Moara, nu dacă... pe timpul ăla era o bată, deși, de, da, pești mari? Nu, 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 e foarte rar, da, erau pești. Eu duceam, adică... pe timpul ăla eu duceam la Nea Victor. Da, erau cărai? Puțini. Căram, da. Cum? Cu mașina. Pădere, avea și mașină, mă. Da, mă, avea un Tico. Cu cozaur. La... Pe Nea Vicenciu, i-am plătit și aveziile. Da. Nu știi? La Țibrinu. Da, bă, da, dar n-avea valoarea din ziua de azi, asta din, e în păcate. Din prima emisiune, a fost primul din România care a dat startul la chestia asta cu pești. A fost primul plătitor, primul patron de bălți. Petcu. Da. De la Moara, Nea Victoraș. Da, îl salutăm, păi, da, Nea Victoraș, ar putea să ne urmărească, da, și el. El a dat startul la chestia chiar asta. Chiar, da, vă salutăm pe toți urmăritorii noștri. Mă bucur că sunteți într-un număr destul de, deși, mare. Deși să nu uităm că era și, scuze că te întrerup, era și Tâncăbeștiu, era și Too Late to Brothers. Da, mă, da. Era înaintea lui. Nu cumpăra, da, pește, tu la asta te-ai referit. A, păi nu, mă, eu partea financiară. La, păi, după, da, ce mă interesa pe mine, Vasile. Colegistă, vă trebuie și cu un pahar de vin. Ce doriți, roșu, alb sau roze? Am... din partea Vin Arte, câte un vin alb, roșu, roșu, cu ce să vă servesc? Sincer, aș bea unul roșu. Da, roșu. Și o bere să fie. Asta e bolovanul. Asta, în semn de... nu știu cum să spun, în semn de... eu simt mai bine. De din punct de vedere al sănătății. A, bravo, din, da, punct de vedere al sănătății. Să uită și o firmă de tractări. Tractări SOS. Tractări SOS, Nelu Capitanu. Da. Chiar și Emilian. Asta era partida, asta e echipa noastră de pescuit, oriunde. Am făcut multe, multe, rău, la multe. Bine, păi, dar nu erau concursuri atunci. Eu cu Nelu și cu Emil eram. Trupa de șoc. Plecam cu un MB-100. Era Emil la volan, smulgea volanul și făcea gaură în podea, că se ajunge mai repede, dar la mai mult de 80 la oră nu prinde. Dar bine, la vale prinde 90. Când vă întorcea și cu pește. Ce să mai... Da, niște aventuri foarte frumoase. Era o curbă pe acolo. Ăsta-i sunetul care îți place ție, Cătălin? Nu. Nu. E ăla care face per. Din partea partenerului nostru, Vin Arte, avem un vin deosebit. Și chiar ai ales un vin cel mai bun. Cred că din gama lor, ăsta roșu de la Castel Bolovanu. Păi vorba al Borca, nu mă pricep eu la bere. Cătălin, eu tu... E de cu alb. Eu pe vinul meu. Vă mulțumesc că ați venit la mine. Bine, Doamne ajută! Sănătate, Andu! Doamne ajută la toată lumea, să fim sănătoși cu toții, pentru că înainte de prima emisiune, după cum cred că ați văzut majoritatea astăzi, îmi cer scuze, am luat o gură de vin să am curaj.
A, uite mă, da, într-adevăr, și mobilierul mă întreabă și eu unde eram, da, da, și el. Chiar, da, 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 și el. Da. Chiar sunt fericit că mă simt mai bine, cred că ați văzut astăzi postarea preluată de ProSport și mulțumesc jurnaliștilor. Da, chiar avem acum postarea pe ecran, aceasta este dacă sunt persoane care nu o știu și n-au văzut-o astăzi. Înainte de prima emisiune am avut o intervenție de... aproximativ, nu, cu aproximativ 5 zile înainte de emisiune, la coloana vertebrală, am o problemă, o hernie de disc dublă, din păcate, un L4, L5, L5, L6. Este la S1, adică? A. Nu. Vertebre, da. Simbole. Și a trebuit să fac niște perfuzii ca să pot să difuzez prima emisie. Pentru că n-am vrut să mai susțin încă o intervenție chiar atunci. Mi-am dorit foarte mult. Bă, apropo de chestia asta, să știi că și pescuitul, să știi că afectează. Probabil că le vei dinainte de a face pescuit de performanță, dar eu spun, uite și Borcan, probabil că o să fie de acord cu mine. Uite, lansatul cu Cobra și lansatul cu la distanțe mari. Lansatul cu Cobra mi-a spart mie cot. Da. Da, tu știi, da, foarte bine. Și mie umărul. Și mie umărul. Am făcut terapie, am făcut apucum. La cine ai făcut terapie? La cot, mă. La cot. Nu mă provoca. Nu, vorbesc. Dar înțeleg că te-ai făcut chiar și Radu Androne. E o chestie. Nu? Boala tenismenilor se numește. A, la... De la... La asta, de la, cot. La cot. Pentru că forțez foarte mult cartilagile astea. De la Cobra, la tine? De la Cobra, da. Pentru că în momentul când pui stopul, toată energia aia se duce în cartilagile. Când dai cu o mână. Așa. Eu m-am obișnuit de când cu problemele cu coloana, m-am obișnuit cu Cobra să dau cu două. Da, da, aveam niște partide de pescuit la Corbu, că știi și tu, unde trebuia să nădești 100 de kg cu Cobra la 100-110 metri, ceea ce e foarte solicitant. Da, foarte, asta... foarte. Mai ales dacă ai și un pic de vânt. Și atunci tot... Bună, Mari, tot... Mari Borcan. Soția lui Cătălin Borcan, văd că... Să nu zici că este activ. Ce surpriză mi-ai făcut. Da, mă. Borcan a făcut fractură la mâna dreaptă de la halbere, zice Stepi. N-are cine. Borcan, zici că ești pilot de avion. Care dă cu prafuri pe câmp. Da, uite, Liviu Ilie ne întreabă, epicondilită? Aoleu, da, bipronunț, ce dracu e aia? Lingiomie de... Da, vă rugăm să ne puneți întrebări, dacă aveți întrebări pentru invitații noștri în această seară, le spunem cu drag, le redactăm. Chiar vă salutăm pe toți, mă bucur că sunteți alături de noi. Ce întrebări să mai avem noi aici? Mai avem ceva pentru Cătălin Borcan. Te ascult. Crezi că există un secret anume pentru a prinde pește mare? Da. Da. Eu știu răspunsul. Cel mai mare secret ca să prinzi pește mare este caci în scăldătoare. E norocul, bă, tău. E norocul. Deci, nu, eu vreau nu neapărat că... doar noroc. Clar, bă, că da, nu e doar noroc. E într-adevăr. Că îți faci o strategie, nu stai să... Îți nădești, pescuiești mult mai departe. Dar asta face toată lumea. Asta da. Păi, da. Da. Nu, faci ceva deosebit, ceva deosebit ca să poți să prinzi un pește de 20 plus? Adică tu poți să faci diferența ca pescar? Nu. Depinde câți pești de 20 plus sunt în gârlă. Dacă vorbim la Cenușaru, unde până anul ăsta erau 3 și îmi spune unul că știe el să-l prindă pe ăla de 20, îi spune eu, te minte, că n-ai cum. Deci e vorba de noroc. Clar, noroc, soartă. Că pescuiești mai izolat, cu nadă mai puțină și ai răbdare, schimbi lansetele la 5-6 ore, asta nu-ți garantează că peștele la de 20 îți va trage ție. Da, mie mi s-a întâmplat să luăm un pește de 23 de kg, eram cu Dan Drăguloiu și cu Sică, pe un stand nu foarte favorabil, pe standul 18 la Baltă, la Cenușaru, era frig. Hai că spune, pe standul 18, una a făcut întâmplat anul ăsta cu marin vecin, ca să vezi. Cu un pește mare care dețin și recordul momentan acum eu, de 23 de kilograme, am aruncat lanseta, ăsta cu 23 de kilograme, cu deținerea recordului, e acum recent, tot cu aceeași echipă, cu Dan Drăguloiu și cu Sică, am avut...
la începutul anului, era februarie, martie, știu că era foarte frigătoare, da, cu sică. Eram, Dan venise, era foarte obosit, stăteam pat, eu cu sică eram într-un drill, ca să pot să zic așa. De fapt, noi am aruncat lanseta, am dat pe mal, știți că pe standul, pe Cenușoară, unele maluri sunt foarte aproape. Ajungem, cred că majoritatea dintre noi pescari. Și am dat pe mal. Zic, băi, sică, hai să o scoatem, hai să zic, n-a fost dată bine. Hai să o scoatem, hai să o scoatem, scoatem lanseta de acolo, dă-i și fă drill cu ea. Zic, mama, ai agățat vreun copac, vreo creangă, vreo ceva, dă-i și fă drillul. La care zic că, bă, zice, e pește mare ăsta, mă. Bă, zic că ai aruncat-o și am scos-o. Adică câteva secunde a durat, n-a fost nimic deosebit. Și s-a auzit și malul. Ai auzit, când dai cu momitorul că era frig afară, s-aude exact. S-a auzit, da, un bom, da. Lovește în pământ. Drill, pește mare. Că l-am văzut în 10-15 metri, sică, zic, fă ușor drill-ul cu el, era o creangă destul de mare după el. Ce s-a întâmplat? Se peștele era agățat de creanga aia, sică când a aruncat s-a dat peste creanga aia și noi am adus de fapt și peștele. Am scăpat peștele. Ăla putea să moară peștele ăla, că era agățat de creanga aia. Am crezut că l-ai scăpat în cărlin. Nu, peștele era agățat de creanga aia. Probabil acum e undeva un pește, cred că peste 23 de kilograme. Da, uite, mai mult aici Petre Iulian. Da. Iulică. Bilă mare, pește mare. Bă, Iulică, să știi că te contrazic. Uite, de exemplu, pe Corbu, cel mai mare pește care l-am prins împreună cu Nicu Zetec și cu Pațe. Și ai să râzi, l-am prins la o bilă de 12. Bă, asta cu pește mare, vă zic eu una tare. Deci bilă de 12 și ca să vezi că mie îmi place să recunosc, știi pe la ce l-am prins? La un, cum îi zice mă, bila lor, nu, aia mai... Care? Galben, e mai... Spicy, aia, Frank. Ajută-ne tu, Petre Iulian. Ia uite mă ce lapsus am, Iulică. Ajută-ne tu la ce bilă te referă Cătălin Borcan. O bilă de 12 pusă pe amnezia elicopterului, 190 de metri. Prin 2010-2011 intră unul în magazin de la Sintești. Mare. Mamă, fraților, cătușa. Da, copil. Mare el ca om. Da, mă, 19 ani avea, dar mare rău de tot. Și intră și căutat, dădea cu, ai văzut cu ele, am pe perete agățate acolo. Da. Cu... Da. Dădea cu degetul un cârlig, avea niște cârnați dintre aia mare așa și, uf, frate, de mai mor. Zic, bă, dar ce faci cu asta? Păi ce, frate, ce până mare, pește mare. Da. Pește mare. Curlic mare, pește mare. Ce pește e, proști? Da. Bă, când l-am auzit, nu se poate așa ceva. Mai putea să mai zic nimic? Da, bună asta. Da, Mastic Stormul, da. Cu Stormul ăla, cu bilă de 12. Ha, mulțumim. Salut, Mastic, te băbăm. Te salutăm, Mastic, un pescar foarte bun. Da. La 0.33. Vasile, ce te-a determinat să-ți produci propria nadă și de unde denumirea de baboieru? Păi, hai să o luăm invers. De unde denumirea de baboieru? Aveam un prieten, meseriete, între timp a decedat și nu ne apucă să ne duc competiții. Același prieten comun cu al lui Emil? Da. Tot de Pepe? Despre Pepe e vorba, da. Și nu ne apuca să-mi găduc competiții și noi, el dădea la crap, noi dădeam la ce dracu trage, să prindem la ceva, ce să băgăm să la sacoșă, ceva, că nu, asta era mentalitatea de atunci, ce să ne ferim. Și când ne vede, ce dracu faceți, mă, baboierilor? Și a venit vremea în 2007 când mi-am deschis magazinul de articole de pescuit și mă tot gândeam și, bă, ce dracu, trebuie să pun un nume, zic, să reține, să rămână oamenilor în cap, să fie haios, dar legat de pescuit și mi-am auzit aminte de chestia. Uite, zice cineva, acesta netul Mircea. Salut Mircea de la Marele Pescar. Pepe Chioru, Dumnezeu să-l ierte, de la Rasova. Da, el era pescar de Rasova și apoi de Rasova și de Sarai. Am auzit povești frumoase pe la Rasova cu voi. Doamne, de ce bulănus era, Doamne ferește, dacă nu am pomenit așa ceva. Plantat toată 6 lansete, frate, venise la 12. Noi eram de 2 zile acolo. Și a plantat 6 odată. Eu am fost cu el cu barca și le-a dat drum așa, pam, pam, și a ieșit la mal, la 2-3 să plece, că nu știu ce treabă avea. Și ce crezi? La 2 i-a tras și ultima, așa, 6. A luat 6 de ani. Și eu cu ei îmi stăteam așa, și cu friul, vreau cum să fii. Păi noi suntem ca proști, și vrea să-l omorâm, mă. Da, nu știu, avea talentul lui așa, într-adevăr, la pescuit, da.
Asta cu baboierul. Și legat de fabricare. Ce te-a determinat să te duci propria ta nadă? M-am gândit cu timpul de zi, dar dacă tot fac chestia asta și o fac de o viață și tot am pasiune pentru pescuit, ar trebui să o leg și cu un business, că cred că e un curs natural până la urmă. Și am luat-o foarte încet. Ai gândit-o de la început să fie un business? Nu. Sau ai gândit-o să faci pentru tine? Nu, prima, bă, nu, business, direct business. Colegi, da. Eu mai și gust ceva între timp. Da, foarte bine, faci că și eu mă uit la jumările alea, deci că n-am mai mâncat de la Crăciun. Mulțumim restaurantului unguresc. Dun. Da, mă, și m-am apucat prin 2010 prima oară să produc nadă, exact pentru a o vinde, știi? Și încet, încet am început să dezvolt. Producea viermuși la început. Eu produceam, eu cumpăr. Cătălin, da, te ascult. Pentru tine am o întrebare foarte interesantă. Adică toate întrebările pentru tine sunt interesante seara pentru asta. Pentru tine sau și pentru mine? Pentru tine. Da. Exclusiv pentru tine, nu mai zic de întrebările surpriză pe care o să le punem după pauză. Da, le aștept. Da, datorită faptului și pentru că te cunosc de câțiva ani buni, știu că nu ești un foarte bun aruncător, un lansator, un pescar de distanță. Crezi că te-ar afecta asta într-o competiție individuală unde nu ai putea să prinzi malul de vis-a-vis? Păi asta cu prins malul de vis-a-vis... El l-a prins la curbu. Prindem. Eu, de exemplu, l-am prins la curbu. A dărmat turnul. După aur și am spart balul. Să spunem și ascultătorilor, nu știi că probabil nu toți au fost și au pescuit pe curbu. Eu mă antrenez și înainte de o competiție din asta mare, iau pas medalia de fotbaliști care nu știe... Nici fotbaliști nu știe de ele. Nu neapărat. Pescuit asta cu prins malul, să spun sincer, era valabil mai pe la început, când era moara, e valabil primăvara, toamna, când adică este legea apă mică. Tu ca pescar care nu ești un foarte bun lansator și ai fi singur la un individual, da, am și te-ar dezavantaja niciodată pescuitul la distanță? Niciodată. Adică dacă stânga ta sau dreapta ta avea un vecin, un i-am foarte avut. Bun aruncător. I-am avut. Dăm un exemplu. Utilajul și Mihalci. A, deci ai avut. Da, și, ce și la campionatul național. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ai putut să-ți croiești traseul pe care ți-l aduci către tine? Eu mi-am făcut drumul meu. Ți-ai făcut aleile tale? Ce vrei, asta da, mă, trebuie spus că contează și locația și da, tipul concursului, că da, sunt situații și situații, ce să mai... Depinde de la baltă la baltă. De exemplu, Pădorii Pescu cad între doi de ăștia aruncători, îți dai seama, n-am ce să fac, îmi joc soata. O să fac strategia, să încerc să-mi aduc pește. Dar nu e ceva ce să te lase. Adică da, mă, știi că e ca și în viață, știi, când ești pitic, Dumnezeu îți dezvoltă sau tu îți dezvolți singur alte... Avem niște poze mai frumoase cu Cătălin Borcan. E o problemă și cu pescuitul ăsta la distanță. Dar să nu le punem, deși... Din distanță pierzi din precizie. Crede-mă. Adică una e să dai în 100 de metri... pe capac de la găleată punct, și alta e la 150, nu mai pui asta nici pe masă. Depinde asta și de situații, știi că sunt situații și situații. Avantaje. Dar în general să știi că noi amândoi, fiind la 2 metri jumate, nu ne avantajează niciodată pescuitul. 2 metri împreună. Da, la distanță. Deși pe timpurile alea să știi că nu eram chiar, adică eu vorbesc 2010, 2011, 2012, nu eram chiar printre ultimii aruncători, cel puțin eu. Nu, acum s-a dezvoltat foarte tare. Adică sunt copii din ăștia care s-au apucat mâine de pescuit și să duc da, și dă 200 de metri. Cătălin, dar eu când m-am apucat de pescuit, bine, pe lângă faptul că... Păi da, tu dădeai mai puțin ca mine. De competiție, aia da. Da, mă uitam de multe ori la tine și nu înțelegeam cum dai născut cu două mâini stângi. Da, și antrenamentul este baza performanței. Aia, toate meritele lui Mihai Perianu pentru mine, din punctul meu de vedere, Mihai Perianu este un super antrenor și un foarte bun antrenor de casting. Nu neapărat aruncatul de distanță, cât și precizia e foarte, foarte importantă. Da. Că e precizie la 100 de metri sau că e precizie la 60 de metri, clar. Trebuie precizie în anumite dar tot timpul condiții trebuie precizie, de pescuit. Că degeaba ai prins un pește și ai găsit o zonă foarte productivă, îți dau un exemplu, găsești o ridicătură, ceva. Da? Și ai pus lansa acolo, ți-a plecat, i-ai pus-o a doua oară, ți-a plecat și pe mă dai de 10 ori și nu mai pui acolo, păi nu-ți mai pleacă. Și a trecut noaptea și vine dimineața și peștele nu mai mănâncă. A trecut și trenul pe lângă tine. Înțelegi?
Vasile, apropo de tipurile de concurs, ce tip de concurs preferi? Cantitate sau calitate? Ba, în momentul de față eu aș alege cantitatea tot timpul, dar unde dracu să mă duc azi? Mă duc singur pe Dâmbovița la cantitate, unde să mai mă duc? Că nu mai există cantitate. În momentul de dar față... ai prefera o baltă unde să prinzi cantitate, să se facă diferența exclusiv prin cantitatea de pește? Da, frate, pentru că ăsta sunt. Și chiar dacă am aproape 43 de ani, tot viteza îmi place. Tot... Dacă mulțumesc nu mă mișc, mersi la fel. Dacă nu mă mișc și nu fac în continuu mișcare, mă ia lenea, mă ia, beau două beri și mă zic, dă-l dracu că trage el. Ce, știi, da, păi nu, nu-mi place. Da, nu mi-a plăcut niciodată. Mi s-a întâmplat decât tuturor. Da, da. Mă iau... Era să zic pasivitate, dar zice bou ăsta ceva. Aoleu, săracu, dacă revezi ca mică. Da. Nu ar fi o problemă că putem să intrăm chiar și într-o pauză, pentru că avem foarte interesante întrebările cu publicul, care mi-a fost destul de receptiv în această emisie cu voi, Vasile, să știi că am foarte multe întrebări frumoase. Întrebări surpriză. N-avem noi timp, și câte povestiri sunt. Sunt convins de asta, dar revenim imediat după pauză. Avem o pauză de aproximativ 10 minute cu întrebările surpriză și cu restul întrebărilor pe care le mai am pentru invitați. Plus, ceea ce ne mai rugați și voi, ce întrebări ne mai puneți și voi, le citim cu drag după pauză. Vă mulțumim frumos până acum.
Bună seara și bine v-am regăsit. Am revenit din scurta pauză de aproximativ 10 minute. Am revenit cu forțe proaspete, băieții au fumat o țigară. Asta așa a recuperat catalizatorul de la mașină, că era să-i fure. Da, bă, frate, când a pornit alarma aici, am zis că știți că să fură astea la hibrid. Și zic, mă, lasă ăștia fără acare. Ai venit niște. Fără mașină. Mi-am dat seama că am venit fără mașină. Dar poate fura la altul catalizatorul. Eu sunt mai așa. E vigilent, da, e bine. Mai mult lent decât vigi. Cătălin, hai să începem puțin așa în forță după, după pauză. Încă mai am eu 2-3 de zi și după aia intră întrebările alea surprize. Bine, mă, și pentru tine, bine, pentru tine cred că dacă aș fi luat toate rugămințile la toți partenerii noștri și toți colegii noștri de pescuit, n-aș fi avut memorie în telefon să-ți spun întrebările. Da. Dar bine, avem... stau bine cu memoria și eu puteam să răspund la toate întrebările. La toate. Da, întotdeauna. Am ceva frumos pentru tine. Nici nu mă mir. După ce ne poți spune tu un număr aproximativ de trofee obținute pe care le ai acasă? Băi, sincer, pe care le am acasă, nu mai pot să spun a pentru zis că... bine pe care. Am mai dat din ele că nu mai am loc. Deja le-ai bătut la fier vechi? Nu. Nu, chiar e o problemă că nu mai am loc în casă. Am ajuns de, am și la holul de la intrare, sus pe frigider, în toate camerele, am absolut în toate camerele. Mai ales ce au fost mai mici și, bine, fiecare trofeu e important. Clar. Eu am amintire. Eu am prins o dată pe nevastă mea, nu mai avea loc la magazin și dăduse 3 cupe, le pusese în fața magazinului ca să vină, cum vine, știi, când se pune gunoiul, să vină... Aha, și da. S-a întâmplarea făcută, chiar atunci am oprit, nu știu ce trebuie să fac pe acolo, pe la magazin, știi? Și când mă uit pe una dintre ele, ce crezi că era o cupă de campion național din 2014 sau mai știu, una dintre ele. Uh-huh. Adică o cupă de campion național. Adică nu era ceva, o cupă câștigată la Dâlga, știi? Ca să-ți dai mamă, ce scandal, bă, ce faci? Medalia de campion național din 2015. Nu am găsit? Am zeci de medalii, pe aia nu o găsesc. Era de... campion național. Aur? Haur. Aur. Bine, dacă era de aur. Eram departe. Asta zic și eu. Avem o întrebare de la Sepi, Simo Alexandru. Pentru Baboieru. E bine, m-am liniștit. Este adevărat că ai în pod la Saramură un costum de-al lui Borcan? Da. Am câțiva Borcan la Saramură în pod, la uscat. Am vreo 10 ca el. Haideți, uite. A, uite-ți pe Virinel, te salutăm, Virinel. Virinel bunicu. Salutări, da. Acum că s-a deschis subiectul ăsta de costum Borcan, ia zi-mă. Avem o întrebare. De la Emil Paraschiv. Pentru tine... specială, de altfel, haide să dăm drumul la întrebările surpriză. Ha. Simule, Sepi, ai făcut o întrebare bună. Ai pus o întrebare bună. Are hai să vedem aici. Da, doamne, doresc. Am și o temă pentru fanul meu, Borcan. Ce culoare să aibă cadou Borcan, având în vedere că ai câștigat voucherul de la Emil Paraschiv, de la pompe funebre? Mamă! Mamă, da. Ce tare! Eram acolo. O întrebare foarte bună din partea lui Radu Androne pentru Cătălin Borcan. Da, nici nu treia să-mi spui din partea cui e întrebarea pentru că culoaște de la râitul numărul 1, el și la număr la mașina. Ce culoare vrei să ai, bă, cadou din partea lui oferit de Emilian Paraschiv? Ce, pe natural, mă, tot timpul am fost pe natural, nu sunt... Da, mă, că e și mai scumpă. Opulență. Pe natural. Și auzi, trandafir, când dacă te poate îngopsesc și palul. Eu vreau pe natural. Deci, pe natural. Lemn natural. Lemn natural la două rânduri de cuie. Salut, Dane. Dan Drăguloiu. Te pup, danez. Salut. Cătălin Borcan. Iară. Care este cel mai important trofeu obținut de tine? Din punct de vedere sentimental. Băi, cel mai important, hai să râzi, nu e nici ăla de campion național. Cel mai important și care am tras ca un nebun și eu și nebunul ăsta din fața mea a fost sectorul ăla la Balaton.
Deci ăla a fost secundat de locul 7 din atâtea echipe, ceea ce noi, da. Nebun, am tras 32 de ore fără să dormim, la vâsle sparți, gândește-te că la sfârșit când a trebuit să... Eram în 2 inși și un pic. Nu, 2 inși. 2 inși și un pic. Și minus un pic, că la un moment dat făcea Ghiță, hai mă, lăsat pescuitul, hai să facem ceva de mâncare. Ghiță, să be... Ghiță de la Ploiești. De la Ploiești, de la Ploiești. Boss, da, eu am stat vreo 30 și ceva de ore în barcă, mi-a dat ăsta un sandwich odată și vreo 2-3 beri. Cam gândește-te atâta, că s-a terminat concursul și nu mai puteam să mergem drept. Deci mergeam să strângem alea asta, vorbesc foarte deșteptă, da, da. Ne pierdeam echilibru. Am mai mergeam drept de muncă. Da, mă, din cauza oboselii, nu mai dormisem de foarte mult timp. Am fost numai la vâsle. Și efort foarte mare. Și s-a terminat concursul și n-am plecat la București, n-am putut să plecăm. Ne-am oprit să mai dormim o noapte la cazare acolo, la Tihani. Și Vasile zice că băi, intru eu în duș și zic hai intră tu prim. Și zic după aia intru eu. N-am găsit păi, capă... Nici n-a apucat ăsta să dea drumul la duș, că eu sfărăiam de trăgeam și... Ca pe bolovanul l-am găsit cum scrie pe sticla aia. Rupt, măi, și nebun de ce am fost rupți. Deci, apropo de cel mai important trofeu. Și urmează anul ăsta locul 1 la balaton, că îl, Doamne îl ajută, timp că Doamne iau. Ajută. Eu din păcate anul ăsta nu știu cât de probabil pot să particip la balaton anul ăsta. Să sperăm că... Păi cum că ești înscris? Sunt înscris, da, sunt înscris chiar în două echipe. Sunt și cu Dan Drăgului și cu Vasile Baboieru pentru că a portat echipa de anul ăsta. La două capete. Nu merg la două capete, să dea Dumnezeu să merg. Asta vine pe tragerea la spate. Să vadă care cade mai bine. Mai bine? Să dea Dumnezeu să pot să merg. Da, că e să mergi după tragere, spune du-te înainte cu, cu Drăguloiu, că la cât de greu trage moșul. Având ani. De două ore mergi și de două ore a tras top. Să revin la o întrebare din partea lui Culiță, pentru tine, Borcan. Culi? Culi, da. Mamă, cu Culi mă cunosc de 10 ani înainte de... Pescuitul de competiție. Să o citesc, pentru că din punct de vedere al semnalului nu a fost, nu a fost vocală întrebarea, a fost scrisă. Salutare, Andu, salutare invitaților tăi și celor ce te urmăresc. Sunt Culi Baiț și am o întrebare pentru domnul Borcan, chiar și pentru Vasile, dar să începem cu cea pentru Cătălin Borcan. Cum a trăit dânsul participarea la CN 2015? Și CM, adică pentru toată lumea să se înțeleagă, campionatul național 2015 și campionatul mondial 2015 Spania Ebro. Deci cum ai trăit tu participarea campionatului național 2015 și participarea la campionatul mondial 2015? Băi, Ebro. La campionatul național n-a fost cine știe ce, adică mai fusesem la campionatul național, participasem în 2012. Dar nu câștigase. Nu câștigase. Vasile, te mai servesc un par de vin? Păi nu l-am băut, încă mai am. Îți dai seama, era prima oară când participam cu băieții ăștia, ei erau campion național și în 2014, Vasile, Maimuțoi, Mițanu, Culi, Irinel. Eu am venit în 2015 atunci. Da, a fost ok și la campionatul mondial, ce să zic, am pescuit ultimile 30 de ore cu Babi. Am intrat în locul lui Barbu, a fost ok, că ne-am distrat, am prins 6 pești, 6 trăsături, 6 pești care ei înainte dând 4 prins, dăduseră 2 afară. Noi am avut și un pic de inspirație, no, și voi legată cu un pic de talent. Ma, nu, da, mă rog. Am fost inspirație, da. Pescuiam să fire foarte subțiri și în momentul când trăgea peștele, nu puneam mâna pe la astea pești, dădeam cam vreo 70-80 de metri de fir. Trebuia să treacă peste un prag. Preferam să fac grill-ul cu el într-o apă de 18-20 de metri, că aveam un prag foarte înalt și preferam să obosesc peștele în... Ca în să suie peste pragul. Și în momentul când ajungeam cu el în pragura, doar țineam în coardă și urca și după ce trecea de ăla, i-am încasat pe toți 6. Dar a fost frumos asta. Ba, deci cum ai trăit? Dar nu mai filmulețul ăla cu... La intensitate? A fost frumos pentru că aveam în stânga și în dreapta niște aruncători din ăștia, frate. Adică... Cristian Popa. Frumoase amintiri. Da, el a fost am acolo. E... în România la CM da, din Spania. Da. El a fost lângă noi atunci, a stat tot timpul pe lângă noi. Deci ne-a ajutat foarte mult. Te salutăm, Cristi. În stânga și în dreapta aveam niște
mastodonți, frate. Aveam ucrainieni în stânga și în dreapta portughezi sau ce erau, ceva de gen, nu mai știu. Și îți dai seama cum se uită ăia ca urca în lemne când vedea pe Vasilică. Un spaioglu. Acum, Vasilică, acum mai luat vreo 12 kg, 14 kg. Cât ai mai luat de când te-ai lăsat de fumat? 15. Am ajuns la 17. Păi înainte radiografie îmbrăcată. Aveam 54. Bă, uite, chiar îmi pare... Ai dus discuția acum. Dacă îți face aminte zilele trecute, aveam poza cu tine, dar îmi pare... Aia cu la atelier când se încurca el de... Nu la atelier, nu, cu peștele în saltea? Nu, aia la atelier. Aia, mă, tu la atelier, că erai numai fibră. Bă, să știi că pătrătelele mi-au rămas, dar numai că sunt pe orizontal acum. Nu mai sunt pe vertical. Nu știu dacă am un telefonul ăsta, verific dacă am ținut bine. Dar o am sigur, am era, un telefon. Era bine dacă o aveai acum, că o punem. Chiar o punem să nu ferește. Uite, auzi, dai seama. Să nu se mai uite la televizor. Dai seama că a fost ceva ou pentru mine, campionatul mondial, depilare, coale. Are o întrebare Coli și pentru tine, Vasile, cum de altfel chiar și eu aveam aproximativ la fel cu el. Cât de mult a schimbat boilesul pescuitul la crap față de pescuitul la mămăligă și prafuri, cum era odată pe timpul când voi v-ați apucat de pescuit? La fel cum l-a schimbat și firul de păr. De-aia Borca nu mai prea mai are păr, că s-a pescuit. Ce înseamnă asta? Adică să explicăm și oamenilor, ascultătorilor noștri. Așa decur lucrurile și asta înseamnă evoluție. Pescuiam pe timpuri când eram copil la râmă și la pătrățică, că acolo avem acces și băgam toate alea pe cârlig. Și apoi, încet, încet, lumea a evoluat și am început să învățăm și noi. Și asta vine de afară, că nu nouă ne-au venit ideile astea, în special de la englezi, firul de păr și ulterior boilisul, care la noi a intrat bine, bine pe piață, așa începând cam după 2010. Până atunci toată lumea pescuia cu porumb, cu sandwich-uri, cantitatea de nadă. Știi care e chestia? Și bălțile te forțează și comoditatea. Adu-ți aminte, când erau concursurile pe moară, eu pescuiam cu mămăligă, cu Mitrănescu și cu Mirea. Păi, tu erai cu Cosmin, lumea tu erai cu Cosmin și cu Ghiță. Ei. Erați cu Boilesu. Nu. Cosmin Znac? Da, cu Ghiță. Ghiță fiind un nene mai în vârstă decât noi și cu mințile mai coapte. Mai coapte. Așa el ce a zis? M-a văzut pe mine că știu și cu mămăliga. Îl avea pe Cosmin, care îl învăța să maimuțoiul să pescuiască cu bilă și mai știa și Ghiță câte ceva, așa. Serios, păi mie trebuie unul de ăsta, mă, și la Marea Vlăsiei, că am nevoie și de pescuit pe momitor, pe mămăligă și de-aia, acolo, de acolo ne-am împrietenit noi. Eu ce vreau să spun, adu-ți aminte, pe timpul ăla, băga Victor Așpetcu pește. Două tone primăvara, două tone toamna. Da. Îl rupei cu mămăliga, de ce, frate? Păi în două. Tot dar peștele pe timpul ăla, ascultă-mă două secunde, ca să spun eu care e diferența cu boilesul și cu mămăliga. Ok. Pe timpul ăla toate bălțile și toate crescătoriile de pește din România, vorbim de România, erau furajate intensiv cu cereale. Deci toată lumea furaja cu cereale. Bă, să știi că nu s-a schimbat mare lucru nici acum. Ba da, acum... Bă, cu pelete, acum mamă, da. Da, care conține și făină de pește. Da. Peștele de când da, nu neapărat e de pește. Mititel, asimilează făina de pește. Da. Știi mai multe, Vasile. Auzi, stai liniștit, că știu eu la ce bani. Dar hai să spun, uite, că zici că nu e adevărat. Hai să facem un pariu. Eu am încercat-o și e testată de mine. Mergem la Boldești. Știi de unde-i băga peștele la Boldești Grădiță? Da, e de acolo care-i furajat, știi destul de bine cu ce furajează Adrian și cu Bogdan. Cu cereale. Crezi că prins cu boiles? Eu am stat cu Mihăiță. Eu n-am stat. Am stat și eu de mi-a venit rău. Ai văzut că peștele e crescut cu cereale. Da, mă, trebuie foarte mult timp să-l obișnuiești pe așa păi ceva. Păi am stat, frate, i-am dat. Nu, păi degeaba, nu. Da, știi foarte bine. Adică deci discuția asta poate să dureze foarte mult. Peștele, dacă e crescut cu făină de pește, ia foc. Da, până... Da, uite că tot revenim la chestia asta. Deocamdată bălții noastre de competiții, că noi acolo ne referim, că acolo batem noi, că la liber vorbeam mai devreme, în ce mai rar, nu prea mai... E pește mic. Adică când prinzi unul de 5-7 kg, deja zici că ești mic. Păi acum 15 ani, 20 de ani, când prinzi unul de 7 kg, zici, mamă, ce balaur. Făceai poze cu el. Păi, acum captura... unul la 20 de kg, deja te gândești, dacă e captura cu... Păi, dar nu e. Da, dar nu e nimic. Am stat noi la Carfest anul ăsta cu 25-200, cu emoții, da. Că pierdem captura. Da. Și avem așa că... Să revenim la boilers.
Că vorbeam aici de o diferență, da, de boilers și de mămăligă. Are o întrebare foarte specială pentru tine, Vasile, din partea lui Petcu, Florin Petcu. Sună Petcu. Sunt întrebare pentru tatăl tău din seara asta, pentru Ivan Vasile Baboilu. O întrebare simplă. Rețeta de boilers, B52. Dacă în ultimii 2 zile a suferit modificări și dacă da, de ce? Da, da, probabil că a suferit modificări, dar nu neapărat legate de mine. Că ingredientele, din păcate, nu le fac eu. Am încercat eu ceva să fac, da, și am făcut rău. Și așa că... Cred că la asta vrea să se refere. Da, probabil că da, 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 da. Am avut un episod în care am încercat să, că nu e nicio fereală, am încercat să fac eu ceva legat de Robin Red. Am ieșit să mă oarecare măsură, dar afecta foarte tare... Solubilitatea bilei. Da, dispersia și multe, da, da. Rămânea foarte închisă din cauza ingredientelor, probabil care erau în ingredientele din care făceam, să zicem așa, așa zis Robin Red, știi? Și apoi am revenit la ingredientele inițiale. Într-adevăr, de-a lungul timpului, de când m-am apucat eu să fac boilers-uri, au dispărut unele ingrediente după piață care sunt, erau comercializate de englezi, acum eu n-am ce să fac, știi, am încercat să le înlocuim. De exemplu, a dispărut un amino care îl luam de la Sissi Mur, care între timp, din câte am înțeles eu, sau nu știu dacă și-au fi revenit, avea niște probleme, da, cu distribuția odată cu Brexit-ul, mă rog, sunt lucruri mai complicate. Da, da, mare parte... Bine, din cauza COVID-ului, acum să revenim la acest COVID, da, nenorocit, care ne-a distrus pe toți, ne-a afectat absolut pe toți, pe toate domeniile. Mă rog, nu știu, eu nu am prea... Pentru că sunt de acord cu ideea asta și întotdeauna am fost, nu schimba ceva ce merge. Într-adevăr, am făcut lucrul ăsta pentru că la un moment dat devenise așa de scump să cumperi Robin Red și așa de greu. Adică te forța să crești prețul bilei. Da, te forța să... Și eu nu prea vreau să fiu de acord cu lucrul ăsta. Pentru toată, da, pentru toți ascultătorii noștri, Ivan Vasile Baboieru este producător de nadă, produce de la prafuri, mămăligă, boilesuri, pop-up-uri și absolut orice. Avem chiar și acolo un premiu oferit de dânsul pentru finalul emisiunii. La finalul emisiunii o să punem o întrebare din această emisiune, cine a fost atent și vigilent și care va răspunde primul va câștiga produsele oferite de Vasile Baboieru. Mulțumim, mulțumim, Vasile. Cu mare drag, întotdeauna și pe cât posibil și pe cât mă țin și pe mine buzunarele, întotdeauna am făcut lucrurile astea la organizatorii de competiții, la pe unde s-a putut și măsura în care și eu am putut să fac lucrul ăsta, am făcut. Avem o întrebare din partea lui Alex Răduță. Ia zi, Cătălin Borcan, cu ce merge pe Boldești? Cu ce merge ce? Peștele sau... Cu ce merge Cătălin Borcan? Că dacă întrebăm ce merge Cătălin Borcan, Cătălin Borcan merge cu lada plină de bere. Îmi pare rău că, Petcule, dacă mai ești online și ești live cu noi, îmi pare rău că n-am salvat poza aia care mi-ai dat-o. Am uitat să o salvez, să o trimit către regie, către Alex Stres, să ne difuzeze poza cu lada de bere. Bă, tati, ca să spun eu, a lui Cătălin, e un mit că... Vezi, Doamne, pe Boldești numai cucu de usturoi. Cu ce nadă se referă, da. Da, păi mi-am dat seama, mă, da, ce merg eu, știu. Te pup, te pup, Petcu, e Petcu, e online. Toată lumea că merge cu cucu de usturoi. Uite, eu am făcut și anul trecut o filmare ce, care m-am dus. Cu cucu de usturoi? Da, mă. E nespălat sau ce? Așa e cucu. Aha, n-a de un gureaz că zici, mă. Da, cucu, mă. Cu doi de capa. Îl tăbălești până usturoi cu doi de capa. Așa zic, mă, dracu. Înțelegi? Toată lumea. Eu vă spun sincer, am fost și cu mămăligă, am fost și cu competition-ul, miere, usturoi, căpșună. Da, crede-mă, și eu sunt de acord cu tine, că prin la Boldești, localizarea, da, îți spun eu, cea mai tare structură pe Boldești e vântul. Exact, să-ți bravo, de la da, mine și păi da, bă, cam toată lumea mai știe, și știe vântul. Da. Te uiți cum bate vântul, te pui cu el în față și... Și dacă îți convine să stai pe să-ți faci și rezultatele. Să facă ca pe parașută, te pui, dacă asta nu, nu. Asta e, dacă nu, stai și te uiți la... Și la sfârșit, mănânci conversie. Vasile, la câte campionate naționale ai participat și care este părerea ta
despre participarea la un astfel de eveniment. Cine a pus întrebarea? E bună. Eu. Bă, da, am participat la multe, începând în 2000, cred că nu mi-am făcut niciodată un, dar uite, o facem acum, că nu știu, în 2009 a fost prima participare și ne-am calificat din postura de rezervă, pentru că în 2009, atunci, campionatul național se făcea pe individual, pe echipe, nu pe individual, pe loturi, știi? Și ne-am calificat eu cu Dan Mitrănescu din postura de rezervă, adică ai patru rezervele. Când ați fost în Franța, nu? Când am fost în 2009 în Franța, da. A luat și captura. La Lac de Lubic. Cu Tuciu cu Mămăliga, ca să înțelegă toată lumea. Da, bine, o discuție iar amplă, dar nu are rost să, știi, dezgrob morții. Am câștigat experiență de acolo, foarte multe. Nu numai eu, nu vorbesc de mine neapărat, pentru că eu eram la început de drum. Ceilalți care produceau deja nadă și aia au câștigat o experiență foarte mare în ceea ce privește pescuitul la boilies și pescuitul în competiții de anvergură în străinătate, nu pe bălțile pe care le știi tu, care erau foarte puține, le numărai eu sunt nou pe degetele de la o mână, dar sunt multe și de la o mână, da. Și apoi am participat, deci atunci vorbesc la campionatele mondiale la care am participat. Apoi am câștigat campionatul național, am fost campion național în 2011, a fost o și în 2012, dar cu niște discuții, cu niște scandaluri, mă rog, nu știu, eu am și titlul de campion național și din 2012, deși n-am participat la campionatul mondial de atunci. Da, mă rog, cu taborul, că n-a fost proces. Și apoi, a fost cu bulibas. Da, a fost, păi da, pentru că nu erau comisii făcute, ce vrei, eram la început și creșteam pe fiecare an, se vedea, știi, și din ce în ce mai mulți participanți. Da, uite, vezi, am crescut, 2014, deci cu aproximație, adică aproximativ ai fost la toate campionatele naționale, ai participat la campionatele naționale, da, toate? Da. 2000, începând din 2009, din 2009. Vasile. Și am participări 2009, 2000, nu, campionate mondiale, participări. Am 2009, 2011, 2014, 2015, 2018. Și cam atât, că după aia s-a dus 2018 și în 2019 n-ai mai mers cu noi. N-am mai vrut să mai merg. Am fost împreună în Moldiatri, am fost în Africa. Dar n-am mai vrut să mai particip, știi, din ce cauză și mai rău să dezgrupăm morții iar. În 2019 mi-ai lăsat mie șansa să devin campion mondial individual. Păi deveneai și așa, că tot echipa aia o aveai. Poate, da, nu știu. Cum, mă, mi-a părut. Da, mă, păi nu, că ne-a despărțit mătușul, că a zis, fiera, ți-ai drept, voi sunteți periculoși. Da, voi n-aveți, mă, niciun rezultat. Dacă ți-aduci aminte la campionatul național, da, unde am participat prima oară, pentru prima dată în viața mea când am participat la un campionat național, am participat alături de tine. Da, numai că de norocul care l-am avut eu s-a tras și asprata și numai sectorul alt trăgea. Numai sectorul A, era cel mai slab sector la de pe corp. De pescuit, la crap, cu mine și cu Vasilica, nu parcă. Și la concurs de pescuit am fost împreună, da, toți trei. La perici după, când ai venit tu după vreo... După ce ați prins voi pescile de 17 kg, noi. Și eu am semnat actul de moștenire pe un teren de 3.000 de metri pătrați la Clinceni. Deci până la urmă tot ai și mai câștigat. Eu am încasat mult mai bine ca voi, da. Arată că și noi am luat locul 1 acolo. Am luat frumos. Da, m-am lăsat singur să pescuiesc într-o seară din ce mi-a adică. Am fost la poker. A fost atunci în seara aia când ne-am întors. Da, de ce m-ați lăsat? Când ne-am întors, ții minte vorba aia care a scos de Vasile. De ce? Când ne-am întors atunci de la poker. Nu te văd, dracu, da. Eram amândoi foarte bine dispuși. Ne țineam unul de altul. Voi doi. Noi doi. Și eu? Caraulă. Tu te vezi de pe șeau. Caraulă. Locul 1 era asigurat. Păi ce vrei, mă, bibani ce vrei să facă? Noi eram la poker. Nu, că a pus venim punct, de la poker. A pus punctul, păi a zis locul 1 era asigurat. Păi era asigurat, mă, păi când ai venit era asigurat. Nu, de că ne cam țâțâia fundul. Păi trebuie să, băi, trebuie să prinzi 100, știi cum e cu șmecherul. Doarme un 4 ore, că doarme un prost o noapte. E bună la când l-ai lângă tine ca vecin. Și veneam cu Vasilică, ne țineam unul de altul, pac, 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 de la poker. Eu pierdusem. Bine, Vasilică câștigase. Zic, lasă-mă că o reglăm, dăm premiu. Și la un moment dat trecem, era Tatanițu. Da, aveam bani pe toate buzunarele. Era Tatanițu pe la standul 7. Și îl vede Vasile, zic, cine-i mă ăla?
Zic, da, da, nu-l văd. Și mă întreb pe mine, și cine mă? Zic, băi, e tata Niciu. Dar la care el? Tati! Niciu. Ia zi, Vasilică. Da, știu. Tati, poți să faci ceva pentru mine? Ce să fac, Vasilică? Fă un infart mic, 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 așa. A doua zi când i-a zis, zice, du-te, băi. Zic, bă, du-te și cere scuze. Păi nu, că mergi cu mine. Zic, băi, tata Niciu. A, băi, m-am dus și mi-am cerut scuze. De ce nu, tati, că știi ce pragmatic ești. Va, bă, cum era ta seară, n-aveați nicio treabă, nu. Nu se supără, moșu, că nu am multe, da. Vreau să mai revenim la întrebările de pe... de pe grup, de pe live. Marius Carp Green. Am o întrebare pentru Vasile. Care este cea mai bună aromă de boiles din gama lui, care a adus cel mai bun randament atât la pescuitul amator, cât și cel competițional? B52, scuit cu prună. Scuit cu prună. Păi e referitor la boiles, dar... La boiles. Da. Asta, Marius, ți-am răspuns eu direct, pentru că rezultatele cele mai bune le-am avut cu B52. Cu B52 am ieșit campion național, cu B52 am multiple titluri obținute și multiple cupe. Da, concursuri. Bine, știi, cu asta scuit cu prună, da, nu e invenția mea, îți dai seama. E un trend, știi, că întotdeauna cam asta dictează piața, știi. Așa s-a întâmplat la noi, să fie scuidul cu prună. Că, uite, de exemplu, până alte țări, n-are nicio treabă. În Bulgaria, prin Ucraina, scuidul cu prună nu e cunoscut. Sau, uite, dacă le dai usturoi, să uite așa la tine, ce nu? Da. Mănâncă cu carne, nu la pește. Uite, da, avem, la noi merge, nu știu. Mai avem întrebări și chiar vă mulțumesc tuturor urmăritorilor. Vă mulțumesc pentru că sunteți atenți, că sunteți implicați în discuție și mă bucur. Mă bucur tare mult. Adrian Dragoman, sau corectează-mă dacă nu este corect. Care este cea mai eficientă nadă cu care ați pescuit? Întrebare adresată pentru amândoi invitați. Și felicitări maxime pentru emisiunea Andu. Mulțumesc frumos. Vă mulțumesc vouă, pentru că datorită vouă emisiunea noastră clar este un succes. Aici e eficientă, eficientă, da. Dacă vrei să faci eficiență din... Adică să zicem depinde fiabilă, de mai degrabă. Depinde de specie. Da. Ăsta are alte, în cap alte prostii. Are mămăligă aia cu trei craci. Bine, Cătălin Borcan este un pescar. Da. Ca să înțelegeți toți, Cătălin Borcan este un pescar. Da, Cătălin? Pescar. Da. De pește. De ăsta notător. Să da, nu notător. Ne băgăm peste alte... Da. Bine, ție îți place și pescuitul ăla când peștele stă pe mal. Pe mâl. Pardon. De îi place și pe mal. Petcule, te rog, da. Vino în ajutorul meu. Totdeauna mi-a plăcut, nu contează, că stă pe mâl, că stă pe piatră. L-ai simțit? Mai e și un stil de pescuit care nu toată lumea l-a creează. Tu-l simți la mână. Vrei, nu vrei, eu tot te prind. Mai trage și cu coada. Și îl simți la mână? Sau peștele cum? Devine agresiv, de multe ori devine agresiv. Foarte agresiv. Și, de exemplu... Mușcă? Nu, plimbi un plister. Aha. Înțelegi? El stă acolo liniștit și își conservă energia. Și vede twisterul ăla că se plimbă pe lângă el și zice: pleacă, bă, de aici, că e groapa mea. Și dă cu coada și mă uită la... S-a grață. Ghinion, dă-ne șansă. Bun. Uite, să mai luăm întrebări din live. Bună seara. Uite, o întrebare care îmi place mie. Te rog eu dacă se poate. Te rog. Uite, influențează cumva în rău conservantul în bile? Mamă, ce mai tare vrăjeala a fost asta producătorilor de când mă știu. Păi, eu le spune în felul următor. La mulți și la producătorii noștri și la pescari. Atât care e cel mai perisabil ingredient într-o bilă? Apa. Ou. Și apa. Apa e în primul rând apa, apoi ou. Și ce ar face ou? Păi un nu. Ou care îl spar și îl lași în soare 24 de ore vara pe 40 de grade. Aceiași pescarii spun, întreabă lucrul ăsta, dar pescuind cu bile, de exemplu, uite, luate din Anglia, știi că sunt o grămadă de producători de acolo, care n-au cum să fie proaspete niciodată, știi, sau... Celebrele de Catlane, îți dai seama. Noi deja e invazie de producători, ești nebun. Da, 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 băi. Acum, da. Da. Acum, da. Bă, eu spun sincer, eu dacă mă duc la un concurs și mă trece vreo nevoie, nu știu unde să mă duc pe care partea. Eu zic că raportul de conservant într-o bilă este, într-adevăr, s-ar putea să afecteze digestia. Cam asta poate să facă. Mm-hmm.
adică să-l facă să digere foarte greu anumite lucruri, pentru și că... Și unde știe ăla, mă, care e conservant sau nu? Păi nu știe, tocmai aia spun, că noi mâncăm mai mult... Poate păi tu mănânci conservant și da, acum. Da, da, poate are mai multe simțuri decât noi, să zicem, legate de lucrurile chimice, deși, în, așa, în popular, e un porc, știi? Adică mănâncă da. Orice. E omnivor și mănâncă da. Crapul special. Mănâncă avea Nelu Căpitanul, dată... Nelu Căpitanul avea o vorbă sau chiar o practică, el chiar a pus-o în practică treaba. Eu, când a băgat bila în rahat? Când a băgat bila în rahat, a aruncat-o, a pus-o pe montură și a tras. Adică peștele mănâncă orice. Mănâncă la orice. În general crapul. Mai avem o întrebare din partea lui Manole Răzvan. Bună seara! În momentul în care aveți vânt din față sau lateral și pescuiți în clips, modificați clipsul? Dacă da, cu câți metri? Mamă, uite aici, fii atent că aici e o chestie foarte interesantă. Foarte bună întrebare, că, mulțumim, da, Manole. Da, vreau să revin eu cu ceva, cu o precizare. Prin 2010, când deja lasă... Mamă, mai e o întrebare bună pentru tine, Vasile. De când a început să ia amploare pescuitul la Pămoara Vlăsiei, când a început să... Noi, eu, mă refer aici la Emil și la Nelu, pescuiam foarte mult pe Nisala, unde trebuia să pescuiești chiar foarte punctual. Adică clipsul era extraordinar de important pentru că dacă da, ca să la buza stufului, ce să mai că asta era expresia. Trebuie să pescuiești la 10 cm de stuf. Salut Buzi. Salut, te salutăm. Și de acolo să știi că era când am venit pe Moara Vlăsiei, ni s-a părut destul de natural, să zic așa, știi, să pescuim la buza stufului, la mal, cum la buza stufului, la malul, cum era aia, vorba aia? Când, alu Bobiță. 300 de metri. Da, la buza stufului. da. În gură. Da, da și automat că dacă îți bate un vânt, dă că e lateral, că e din față, clar că îți ia niște metri buni din lanseul așa. Nu știu, trebuie să o lungești, dar trebuie să o lungești... Cred că pipăite, că nu e o măsură nu poți, cât e, uite, metri, știi tu cum îți bate vântul. Da? Îmi permit eu să-ți dau răspunsul da. Aici. Dă-mi-l. Eu mai mă servesc cu un castel Bolovanu. Întotdeauna prefer să pescuiesc pe semne. Te bagi în cort. Pe semne. Da, mă, bine, și asta e o... Pe semne. Explică. Da, da, da. Explică ce înseamnă semne. Noi ne dăm semn cu markerul. Noi pescarii de competiție probabil semne, știm, dar în semne cu markerul noștri... sau există un semn pe care se folosește pe la pescuitul, la feeder, da, e, da, o ață. Da, e o ață. E o ață, să înțeleagă toată lumea. Dar la mal, la buză, e greu să pescuiești, că teoretic se presupune că trebuie să oprești tu. Vasile, dar în buze ne place tot, la toți. Mamă, că de la buze în buze ajungi la adânc, adânc. Da, trebuie să faci cumva. În buze ne place tuturor. Ce vrei, frate, o mai pui pe mal, mai rupi o montură? Na, mai schimb cu prietenul, cu vecinul, cu mai... Ce se schimb? Ăla e swinger. Ăla de să pune. Ca pe ba bine se numește, mă, aia de flori. Așa e, mă, ba bine, am ajuns la ba bine. Vezi, mă, cum ne întoarcem înapoi. Ca să revenim la semn, ce spunea Cătălin Borcan. Semnul... cu markerul se dă un marker fosforescent pentru toată eu lumea. Eu prefer să decât să stau pe marker, prefer să pescuiesc cu ațișoara aia. Cu e o ață fosforescentă, de obicei portocalie. Se face cu un nod, da, cu un nod pui... special, o găsiți pe de ce? Uite, nodul e, nodul e greu de făcut, să știi. Da, îmi pare rău că nu am aici, e un nod dublu. Le fuge pe inele sau le fuge și e care e chestia? De multe ori stau și pot să lansez, să stau de vorbă cu tine și aud când îmi bate pe inele. Da, păi, chiar și sfoara, știi? Chiar și când e ceață, chiar și când nu mai e. Bine, asta trebuie să ai deja o experiență în momentul în care îți pleacă tati. După ultimul inel semnul ăla. E vorba de experiență. E totuși. Vorba de pescuit antrenament. Zi cu zi antrenament. Și pescuit, corect. Apucat mâine și făcut poimine corect. Pescar de competiție. Să mai revenim la câte o întrebare surpriză. Să vedem aici ce mai avem. Mi-a scris Balta Boldeș prima... Boldeș Grădu știa ceva. Nu, că a făcut ravagii, Smokey Mitu acolo. Acu 2 ani. Da, da, știm. Da. Bă, da, e vorba de pop-up, na, de momeală de cârlin. De... A, uite mă, fii atent ce a putut să ne pun aici. Și în primăvară la deschidere s-a lăsat cu dans și loc vândut. Balta Boldeș. Asta e direct trimitere la mine. Da, da, da. Asta e direct trimitere la mine. Aia e istorie, iar da.
Deci, păi da, chiar dacă îmi dai voie două minute, auzi, să povestesc ce s-a întâmplat. Dar nu faci, mă, tu o carte mai târziu, dar grăbește-te că... Imediat după întrebarea adresată de către Max. Cui? Are pentru amândoi invitații în această seară. Max Câinele Bălții sau Max Alexandru? Mihai Alexandru. Mihai Alexandru. Că mai e unul, Max Câinele Bălții. Și Mihai da. Alexandru. Alo, avocatul? Pentru Cătălin. Da, mă, păi, Max, da, pentru mine, ascult. Salut, Cătălin, Max sunt. Am și o întrebare pentru tine. Te rog frumos să-mi spui și mie, într-un concurs, ce ai prefera, boilesul sau momitoarele cu mămăligă și cu un pop-up la clip? Cred că se referă la un concurs cantitate-calitate. Băi, tati, dacă concursul e cantitate-calitate, nu o să prefer 4 din 4 pe boiles sau 4 din 4 pe mămălic. Întotdeauna îmi voi face o strategie să-mi fac un pat tănadă unde să ciugulesc mic, 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 nu contează, îl iau la rând, la rând. Că intră mic, mare, și îmi fac o capcană, cum spun eu, pun capcana pentru pește mare, care... De multe ori... Ne spui și nu ce înseamnă capcană pentru tine? El cu dată mai pune capcane și singur. Să prinde în ele. Apropo de capcane singur, Timule, Sepi, urmează întrebarea ta. Nu de alta, dar a adus... Să ne zică cum a vândut locul la Boldești și a vândut pește vecinilor. Ah. Hai mă, lasă, legat de capcană, cu pătura în cap, lasă, rulești dacă Sepi. Vrei că ai capcană. Sebi, urmează întrebarea ta pentru Cătălin Borcana. Aici a deschis subiectul. Cătăline, să nu te superi acum pe Vasile, că este prietenul nostru. Cred că mai bine de un mesaj pe WhatsApp. Pun întrebarea lui Sebi. Pune-mă întrebarea, că m-ai speriat cu Sebi. Ăsta n-are nici... Sebi este Simo Alexandru. Da, mă, știu, băiatul ăla devine cu cizme de... Acum venind vorba de capcane, Sebi, asumă-ți. Ia zi. Salut, Andu! Am și o întrebare pentru Cătălin Borcan. Anul trecut, pe 2021, când a fost la... Te rog, Alex, cadru pe 14, pe Cătălin. Mi se pare că chiar a și câștigat locul 2 sau 3, nu mai știu exact. În timpul concursului a avut o altercație, a sărit cineva la bătaie la el și l-a învinețit. Spre norocul lui era Popa acolo, care a făcut bine, l-a dat cu spirit, l-a dat cu alea, dar să ne spună el mai bine ce s-a întâmplat și cine a sărit la bătaie la el. I-a tăcat bâzgăniile alea, mă, pe acolo? Unde zicem ăsta, la Carfest? Nu-mi da, la Carpet. Mă scuzați, dar eu știu ce s-a întâmplat acolo. Nu știu despre ce e vorba. Și de asta arăt așa cu poftă. De... Eu n-am fost acolo, dar mi-a povestit Sepi. Gata, știu cine l-a atacat. Da. Da, te-a atacat, așa e. Te-a atacat. Da. A sărit? La baionetă te-a... L-a mușcat tare? Da, l-a ciupit. A, mă, că mi-a pus la piedică de m-am lovit de Toyota. Exact, vezi? Lumea era și invidioasă. Sepi. Se mai întâmplă. Da, mulțumesc, Simule. Uite, bă, că a trecut acolo. Uite, este acolo cu noi. Scris. Este. Povestește-ne, te rugăm frumos. Acum hai să revenim la întrebarea. Cu Balta Boldești? Nu. Cu întâmplarea de la... De la... Bă, îl recu, tragi numai la Boldești acolo, tragi. Da, s-a plăcut acolo. Da, nu, că... păi nu de Baltă vorbea. Despre întâmplarea de la Periș. Baltă, că Baltă e de care vorbește Simu Alexandru. Da, bă, frate, am căzut pe un stand acolo, Iarba Mare. Și des. Și des. Era de la rug de trăla. Ei tundecă. Și Johnny, n-ai mă, tată, face aici, în fața standului. Mai ales unde e canalul în spate. Acolo lasă Iarba Mare, boscheți. Da, știu. Înțelegi? Și la un moment dat, o extorsiune, o chestie din asta naturală, cu pulgere, cu dalea. M-am împiedicat, am călcat și pun șiret de la cizmă. Și m-am împiedicat și m-am lovit de Toyota. Noroc că e de plastic bara. Da, noroc că... Dar dacă era... Toyota fiind cine? De mașină, mă, m-am lovit. A, mașina? De mașină, mă, da. Mașina lui, am mă. Am înțeles că o oglindă și eu. A, nu, mă, ce... Te-ai lovit tare. Nu, e o vrăjeală. Nu. Lumea, a, fură noroc curent. Că a avut mașina asta. Au, Sepi, se pare că mai fur și curent. Da. În afară de alte furăciuni care le mai face. Sepi? Face? O... Păi nu ți-am zis. Sepi e un pescar renumit pentru
publicul nostru care nu-l cunoaște, Simo Alexandru se numește el. Da, expert în Mumu. Ce, mă? Mumu, mă. Păi la iepure. E pop-up, ăla, mă, și zuci. E ăla nou? Da. Știam de la ultimul că se mai zice Mumu când dai la iepure în bot, în cap cu valicele, știi? Nu, unde vei, în cap îi dau și eu. Păi nu, de Mumu vorbeam, nu de... Întrebare de la Max pentru Vasile Baboieru. Salut, Vasile, Max sunt. Am și o întrebare. Boile sfert sau solubilă într-un concurs? Da, dracu, să-l ia. Păi eu știu. Da, boiles. Păi tot așa, știi, ultima perioadă unde dracu să te mai duci cu solubil? Că se fac pe calitate, așa de preferat, așa. Prefera solubil, dar nu prea mai unde să pescuiești cu el, știi? E mai greu de pescuit cu solubil. Și cantități mai mari. Și, da. Deci oarecum concursurile din ziua de astăzi te forțează, pe calitate, da. Chiar și dacă e cantitate-calitate, te forțează să mergi pe o bilă, da, tare. Și uite, asta intervine, știi, te face să mai inventezi câte o șoricărie dintr-asta, zic, mai înveleji o bilă tare în pastă ca să ai. O bilă așa, mică, bănuiesc că nu. Sau una glazurată. Mai faci o efervescentă, că vezi că a scos mai acum omul, ești nebun. Da. Da. Le ai la tine, bănuiesc, dar din păcate nu avem cum să le și prezentăm. Dar nu le am la mine, pentru că nu încă sunt în teste. Trebuie și să-mi chemi odată să vă și explice și că pericol, dacă bagă prea mult efervescentă, îți înnoadă montura. Îmi face not că ți-o ridică și îmi face fundă. Am pățit el la cerușarul, i-a făcut fundă. Ce m-am scos-o, da, mai da, funde. Arapalea Mihai, Sepi, îți mulțumesc că ai adus aminte. Eu l-am suportat pe Cătălin 5 zile în concursul acela când el a fost atacat. Da. Doar că a fost vecinul nostru din Arapalea. Stânga, da. Da. Arapalea pescuia cu un copil răsfățat care a fost copilul lui Vasile, finul lui Vasile. Nu știi pe mieiță, Cătălin? A fost finul lui Vasile? Trompete, ăsta, oblete, mă. Trompete. Da, mă, da. A pescuit cu trompete. Te pupăm, Arapaima. Ce vrei, mă? Treci pe-n viață prin multe. Nu e oblete singurul. Am mai Vasile, crescut. Ce sentiment ai când... Bine, acum, având în vedere că la câte campionate naționale ai participat, la câte campionate mondiale ai participat, și te întreb de ce. Pentru că aș fi curios să ne explici tu ce sentiment ai când mergi cu lotul național și reprezinți țara românească, România, într-o delegație care a câștigat campionatul național. Da, îți dai seama, nu știu, ăștia, e de nedezis. Ce oamenii care au făcut sport și de performanță, să zic așa, că cu toate că la noi pescuitul încă nu e un sport recunoscut, știi, e doar o pasiune mai mult. Când te urci pe scenă și scântă imnul, poți să fii tu cel mai zmeu dintre toți zmeii de pe pământ. Să ridică părul pe tine și te budidezi lacrimile ca păpru, știi, mișca pe copiii. La Irinel Bunica, o, te salutăm, te Irinel. Pupăm, Irinel. Te pupăm cu toții și te salutăm. E, da, e un sentiment aparte, e foarte, foarte greu de descris, așa în cuvinte, cum te simți atunci când te urci pe scenă. Când participi, și, da, când la participi, un campionat mondial. Da, e foarte... Nu mai zic de sentimentul, da, când te urci pe un podium la campionatul mondial. Vrei să fii văzut, fericire. Te întâlnești cu o grămadă de națiuni acolo și da. Toată lumea vrea să se afirme, știi? Și că, na, asta e în gena oamenilor, vrea să fie mai presus decât celălalt. Tu nu știi că ai fost... Știu, e un și sentiment de nedescris. Ține tu că ai fost tu. Nu poți să-l descrii în cuvinte, da, sentimentul în care... Urci numai, acolo, să... Deci în momentul în care te strigă și spune Romania, e ceva de vis. Da, eu știu, la palată îmi face pasimea, bamba aia, nu? Nu, o zice altfel. Nu poți să pronunțe. Vasile, crezi că pescuitul este un sport ce merită promovat în educația copiilor? Clar. Păi, dar ce să promovezi? Ce se mai bine mișcare decât ce jocuri. Jocuri sau... Și eu sunt adeptul pescuitului. Copiii mei au acum vârsta de 7 și 9 ani și au deja două cupe câștigate în competiții educaționale de pescuit. Da, din păcate e foarte greu să-i atragem acolo, pentru că pasiunile lor sunt total diferite acum de ale noastre. Calculatorul, da, și... calculatorurile și telefoanele, da, le acaparează cam toată atenția în afară de școală, știi? Și
nu știu, din punctul meu de vedere, cred că trebuie făcut mai mult și pentru chestia asta. Uite, oricum, început să Andrei Vlădeanu au evoluat enorm față enorm, de adică, dar a început să Andrei Vlădeanu un proiect destul de interesant cu junior, cu campionat național, cu niște chestii de-astea foarte interesante, unde a început să se atragă foarte mulți copii, dar din păcate nu există și fonduri, da, asta, și sponsorizările, înțelegi, e greu de întreținut așa, pentru că pescuțul, de ce să ne ascundem, nu e un sport chiar ieftin, știi, e destul de scumpuț, pentru că toate lucrurile costă ce ține de pescuit. Adică cărinte, nu la nivelul la care îl facem noi, și la nivelul, dacă vrei mâine să te mic, duci la sacoș, da. Plăcere. Oriunde costă, da. Te-ai dus, e 1,5 milioane balta. Da. Te mai costă 2 milioane carnea cu mâncarea, cu alea, cu alea, adică 7-8 milioane te costă andule să ieși cu soția și cu copiii așa, pe minim. Exact, da. Un 24 de ore. Nu, să stai la căsuță să te blăfăi, să zici că mai stai și la o căsuță. Că mai închiriezi o căsuță acum și mai să nu mai zic vezi că o autorulotă sau ceva. Vezi că te-ai dus eu am avut închiriată o autorulotă de la City Camper. Am participat la un concurs, din păcate colegii mei s-au retras și m-au lăsat singur. Și ți-ai luat inima în dinți. Mai am avut și eu un coleg care m-a părăsit odată pe la Chița, acum 2 ani, și a rămas singur și am jucat mă duc, singur. Deși e un concurs mare, era un concurs al Unea Matei, BSB-ul Unea Matei, sau cum se numea, Boile Special, BSC, Boile Special Cup al Unea Matei, un concurs mare, am participat singur eu cu soția și cu copiii. Nea Matei cu pescăria lui Matei sau Nea Matei Milițianu? Nea Matei Milițianu, dacă vrei să-i spunem așa. Și atunci mi-am luat inima în dinți, am închiriat, am zis, bă, hai să o dau într-un concediu și să particip singur. Deși participau cei mai buni pescari de pe la noi din țară, la BSC, la Nea Matei, că sunt premii foarte mari. Mi-am luat soția, mi-am luat copiii, mi-am luat un camper. Într-adevăr, Borcan, vrei să spun ceva? M-a dus undeva la 1500 de euro. Pe și eu ce spun? Păi uite, ne întreabă Adrian Toader. Taxă, închiriere și nadă și e tot scum, ce trebuie. M-am ajuns la 1500 de euro partea mea. Cătălin, la liber, ce tip da, de plecând de acolo, ce ai prefera? Eu aș bine prefera să cheltui mai mulți bine bani să fiu sincer, scot copiii din casă. Am condus concursul, am fost locul 1 până în ultima oră și în ultima oră m-a depășit cu câteva sute de grame. Era un concurs bazat pe calitate și am luat, din păcate, locul 2 în ultima oră. Deși am condus de la bun început, păstrându 19 la HNM Speriș, am condus de la început până la sfârșit, până în ultima oră, concursul pe locul 1, singur, cu soția. Hai bă, să mai luăm și noi întrebări. Să mai luăm întrebări din live, da? Sigur, să-ți cânte imnul la un concurs mondial este o experiență unică și multe da, clipe fericite. Cristian, da, Cristi. Într-adevăr, așa este. Eu chiar am avut o problemă în Africa de Sud, unde noi am ieșit campion mondial acolo, locul 2. Locul 3 mondial. De Gheorghe Daniela, e nevasta lui Mari Piticu, dacă nu mă înșel. Ca să aduceți copiii pe baltă, mai întâi trebuie să aduceți nevestele, cele care vor. La mine, toate. Măriua Sul, la mine e o mare problemă. Nevastă mea nici cu jandarmii n-o duci la pește, că nu-i place. Soția mea e o împătimită a pescuitului, dar nu mereu. Vara, nu. 2-3 ori. Vara, nu. No, dacă are condițiile optime de, da, e vorba și de campare, nu. Exact, confortul, în primul rând copiilor. Nevasta lui Piticu n-ai înțeles, e leșinată, adică se pescuiește pe 40 de grade, stă cu undița, fără umbrelă, fără alea. Sunt foarte rare femeile. Chiar am zis că o să o invit în emisiune la mine, datorită faptului pentru că suntem prieteni apropiați pe Monica. Adrian Toader și Cătălin la liber, ce tip de mumelă prefer, cu 3 sau 4 vârfuri? Să spun salut, sincer, salut Toader. Adi Toader. Am văzut și cu 4, că eu n-am văzut de ele. Există și cu 4, dar prefer cu 3 cu vârf împins. Cătălin Borcan, mai am o ultimă întrebare din partea mea pentru tine. E periculoasă asta, dacă e ultima, nu dai seama. Nu e neapărat periculoasă, dar lovește. Dar este una de sentiment. La corazon. Da. A, și stau prost cu inima, că de-abia mi-am luat pe arpa gardin. Hai să nu fac. Să nu faci ce n-a făcut Nițu. Vreau să fie lumea. Zi-mă că nu-i problemă, mă, că... Vreau să aflu, acum în direct, câte pachete de țigări fumez? De față cu toată lumea. De față cu toți urmăritorii noștri. Care este părerea ta sinceră despre mine ca pescar?
Păi, tati, părerea mea sinceră despre tine ca pescar, la ora actuală sau când te-ai apucat? Când te-ai apucat, ți-am spus mai devreme. Actuală. Erai cu două mânuțe stingi. Corect. Da. La ora actuală a evoluat enorm, enorm. Deci eu am văzut cât arunci cu lanseta, adică pe timpul ăla zici că erai Robi Guran. Avea și Robi Guran mai vezi, devreme. Să vezi ce frigider ai acasă. Adică Robi Guran mai devreme o poveste mai devreme. Pe care ne ruga să o povestești, deși noi am discutat înainte de emisiune cea cu Nicu Dinescu de la Mara Vlăsiei. Da, și uite, îmi spune și domnul Gigi Clampă, pentru domnul Borcan cum pridea dânsul ten pe Argeș, că de-aia vă spuneam, Gigi Clampă este Culiță, cine nu știe. Culibaiți. Care Culiță. Mă cunosc cu 10 ani înainte să intru în fenomenul ăsta, pescuitul de competiție. Pescuiam. Chiar am o întrebare de la Culiță pentru... Culi, am o întrebare de la tine pentru Vasile. Lu Borcan i-am pus-o, nu știu dacă ai fost online. I-ai pus-o? Când... I-ai pus-o? E greu că se tace. Foarte greu nu e, crede-mă. Foarte minte. Mai țin minte, da-i zic. Băi, dragă Borcan, băi, dragă, măi. Băi, da. Amelor. Din partea lui Culi pentru Vasile, l-aș ruga să ne explice cum se poate adapta un pescar care a pescuit foarte mult timp la mămăligă sau grambel la pescuitul de boilies. Păi e foarte simplu. Cum am făcut-o și eu. Cum face toată lumea, da. Păi n-ai încotro, n-ai ce să faci. Dacă îți place să te duci la competiții... Mamă, băi, dacă, îmi cer spus. Dacă poți să faci pădus. M-ai întrebat vreun ceva. Edi, te rog, dă-mi... Nu. Sau nu. E cred că mai bine trimit poza. Trimit poza în regie. Trimit poza în regie. Nu. Trimit poza în regie. Cătălina ți-o trimit ție. Așa, așa, te rog, exportul lui Alex. Apropie Sfântul Ioan acum. Puneți-mi mie. Puneți-mi și mie poza asta, vă rog frumos. Ce-ați făcut? Săracul iarna mai face de-astea, că mastic. Nu poate să ducă la pește și mai merge pe un bloc pe acolo, pe la el. Are ce să facă, ce vei? Nu, dar mastic cred că s-a gândit că lumea merge cu bobotează. Da. Deci popa merge cu bobotează. Și el merge cu borcanul. Ești numărul 1. A, știu ce pune, mă, când mergeam eu de... Mai mergeam, mă, dar era mai mic anul mai trecut. Mai deslegam apele, mai bănuiesc. Cârligele, monturile. Da, vezi, monturile încurcate, legate, nu, de-aia nu prindeți pește. Păi să știi că se fac, e să poartă, se fac dezlegări. Bine că n-ai pus-o pe aia cu vampirul, cu metri, că dacă o puneai pe aia cu vampirul era nasoală. Nu, pot să pun pe aia. Nu, că păi, aia nu. Că... Are elefantul trompa și nu poate să... Uite, mai am din partea lui... Alex Istrate, o întrebare în privat, chiar pe WhatsApp am primit-o. Mulțumesc, Alex, că ne urmărești și... Pentru Vasile, poate. Da, pentru Vasile. Da. Din partea lui Alex Istrate pentru Vasile. Care a fost cel mai intens concurs trăit pe malul apei? Cum pun poza? Poza! Lasă-o pe poză, că exorcizăm acum, uite-l, facem mă. Dezlegare la... E pusă? Asta e, Alex, ajutor? Mamă! Stai că ieri a furat ăștia ăla de la mașină. Cătălin a fugit. Catalizatorul. Nu, cred că a fugit cu boboteaza. El e Cătălin Borcan. Uite-l, mă, ce față are, bă, zici că e de pripas. Doamne, ferește. Mulțumesc, dar știi că i-a arătat-o lui, la Carfest, i-a arătat-o lui Gabriel, lui Gabi. Lui Gabi Popa? Da, lui Gabi Popa, care e și... ceva pe la biserică, nu știu să spun. Salut Felix Mamă, Tinte. Și a zis, bă, tu și l-a certat, a zis să nu mai faci așa ceva, că înseamnă că e numele Domnului în râs. Nu, domnule, a fost o glumă, dar nu contează că a fost glumă, da, nu da, mai faci. Gabi Popa, pentru cine nu știe, el... Da, e ceva în cadrul bisericii, dar n-aș putea să spun protopop, nu știu ce grade e acolo, locotenent, ceva, nu știu. Așa, revenim la... Da, Cosmin, uite, o secundă, Vasile, te întrerup, dar invitații noștri au o întrebare pentru tine. Dacă particip și anul acesta la IBCC? Da, nu, de ăla nu mă las până... Era să zic până noi muri, da. Da, până noi muri, nu știu. Da, se poate. Nu știu, da. Păi tata Nițu are 80... Da, păi la el mă gândeam. Sau... La merge el și merg eu. Da. Să nu dăm vreo vârstă greșită, dar... Bă, îmi place rău de tot, pentru că eu am participat la competiții de genul ăsta când... Nu s-a apucat să multă lume de pescuit și eu vorbesc de World Carp Classic în 2010, când nu pot să vă explic cât de
cât de intens a fost și acolo Paraschiv, poate să vă spună că am fost parteneri atunci și am și câștigat un sector atunci destul de important, am bătut niște nume mari, foarte grele, englezi dintre ăștia mari, în pescuit. Deci, cu alte cuvinte, participi. N-aveam sonar, da, participi, da. Și revenim la întrebarea lui Strate. Da. Uite, chiar mi-e dragă întrebarea asta, pentru că... Care a fost cea mai intens concurs? Intens concurs pe malul Apei? Băi, în Cupa Internațională câștigată la Sărulești, atunci cu Emil și cu Nelu. Și cu da, când ați mers voi atunci ca ăia, ca neadentalii. Ca neandertalii, ne-au zis toți că sunteți... Branconieri. Mai ții minte, bă, că aveți în alea coșetate, aveți... Păi avem ilice după la ce făceam și noi, că unii mai făceau construcții, unii, eu știu, vindeau sicrie, ce... Ce vrei, mă? Ce o știu eram, da. Și acum vinde sicrie. Da. Mari, nu știu, eu cred că Borcan, scuze puțin, soția lui Cătălin Borcan este foarte activă. Cred că vecina îl deranjează pe Cătălin. El se face plăcut. Din... Da, mă, nu. Bă, se face plăcut. Auzi, are el poate multe defecte, dar pe astea cu femeile nu le-are. Aprovizionează-l pe Cătălin. Mai repede mă apuc de bărbați. Da, mă, și atunci am câștigat concursul ăla destul de intens, un concurs de vreo 96 de ore, dacă mi-aduc aminte, plantat. Bă, nene, știu cât am muncit atunci, păi, dacă am căzut și în apă, știi că emisiunea atunci, trecută da, a povestit când ai căzut în apă. Da, și pentru noi. Dar nu s-a povestit tot în emisiunea trecută. Ai căzut în apă, bun, au venit băieții după tine, te-au salvat, ca să spunem așa. Ăsta plutește măcar oasele, el pe timpul ăla avea oasele... Norocul meu că n-aveam cizmele șold ale mele în picioare, erau cu vreo 3 numere mai mari și... În momentul în care le-am desfăcut cataramele de aici, au căzut aproape singure din picioare, că mi-era foarte greu. Atunci mă înțelegi de ce nu intru eu cu... Păi, da, și da, dar pe timpul ăla nici nu exista ideea de vestă. Dar le spunem și oamenilor ce înseamnă șoldane, ce înseamnă pericolul ăsta de a cădea din apă la un pescuit plantat. Băi, pentru că era în octombrie și era destul de frig și era 4 dimineața, nu că șoldarele pescuiau, constituiau neapărat un pericol, dar și hainele după mine, că aveam două perechi de pantaloni, aveam șube, păi eu știu ce dracu aveam, erau grele, da. Am căzut de 3 ori. Poți să te neci în apă de un metru, că nu poți să te ridici. Faci hipotermie, nu neapărat trebuie să te neci, poți să ieși de acolo și să mor după aia. Deci, probabil din cauza asta sunt atât. Ăla a fost cel mai intens concurs pe care l-am până acum. Concursul plantat. Deci ăla a fost cel mai intens concurs pe malul Apei. Și apoi urmează de la Balaton cu Borcan, care e aproape, foarte aproape de Sărulești. Are doar vecine 70 plus în bloc. Pe în bloc la voi, Mari, dar aici o să-i placă la mine în emisiune și sunt convins. Acum înțeleg că de ce Mari, de ce îi place la vecina. Da, el așa spune. Nu mai fiți, mă, răutăcioși. Mai oameni răi, bă. Oameni răi. Salut, Cristi. Te pupăm și noi. Cristi Prundeanu. Cristi Prundeanu. E partenerul lui Marean, fotbalistul, lui fratele meu, lui Nea Marean. Da? Da. Nu știu. Scui cu prună este o bilă cu randament pe Balaton. Cosmin Conduc. Păi, dracu, poate să spună lucrul ăsta. Balatonul e... Balatonul e o... E cât București. E ca și cum ai pescui... nu poți să spui. Cu randament în ce sens? Că... E ca și cum ai pescui în mare. Da, e foarte greu de... Acum la Balaton intervin mai mulți factori. În primul rând... Nu cred că aroma. Vântul și... Nu cred că aroma. Da, zona... Vântul e cea mai tare structură și pe Balaton. Crede-mă că... Păi vântul, dar poate să-ți bată vântul până te negrește dacă asta nu e... Asta în față, dacă tot îți aduce ceva, că da, aduce, ai văzut că ai... Știu, alge 11 kilometri, 7... Ce dracu să-ți aducă dacă tu ești în primăvară și ai apă în față de 7 metri? Bă, sau prins... dacă e toamnă și ai apă de 10, dă un metru. Ce să-ți aducă? Ai prins și pe un metru. Necaz? Da, știu. Da. Avem aici de la Felix Țintea. Te salutăm, Felix, și chiar îți mulțumesc pentru colaborarea cu filmulețul meu pentru ce înseamnă pentru tine Andu Gagiu. Pe Borcan îl știu de pe Hermes, când pescuia cu Gabi Popa. Și îl avea vecin pe Marian Constantin și venise într-un drill lângă Borcan și îi zice Borcan lui Marian: vezi că am 3 popi în echipă. Dacă mai aduc unul, am careu. Și după îi zice: părinte, zi ceva să scape și ăsta peștele. Păi da, nu e chiar așa, da. Deci Cătălin... Nu e, mă, nu, n-a fost așa. Era și cioară, nicucioară. Păi, da. Și la un moment dat trec niște
fete care se duceau în vizită cu pachete la sos, la alea. Și cioară zice, am 4 dame. Nu, am 3 dame, treceau 3 gagi și cu alea. Am 3 dame și eu zic, am 3 pop și să mă amuz dacă mai chem unul care îmi dă pop. El avea 3 pop instant. Eu aveam 3 pop instant. Era părintele Gabriel și cu domnul Constanța Popa și cu încă 2 părinți. Așa, și veniseră, stăteau acolo. Eu pescuiam, eu... Uite, avem salutări din... Vasile, ai salutări. Babi, te salută fratele tău din UK, Iordan Laurențiu. Ah, salutări, Iordan. Salut, salut. Laur, da. Gigiu, salut. Vă salutăm pe toți. Mihaela Roman. Salutări. Că Mihaela nu știu. Ah, ba da, o știu. Da. Cătălin, o știu, da. Am și o rugăminte la tine. Petcu, mai ești aici, te rog. Zi-mă, tu știi mai multe. Lască. Dorel, Apo, Dorel, Duțu. Lasă-l pe Dorel că ăla niciodată nu mă vinde. Bă, interesant ar fi Cătălin. Niște filmulețe de când mergem în Delta, dar... Alea le facem cu siguranță în următoarele emisiuni, ne pregătim și cu filmulețe. Zi-mă, și cu tot ce vrei să mă întrebi? Vreau să te întreb, adică de fapt... Zic că știi că eu sunt sincer, nu mi-e niciodată. Nu vreau să te întreb, vreau să-mi povestești și tu și Vasile, da, că amândoi ați fost implicați, într-o întâmplare periculoasă, în timp ce erați voi la pescuit. Scandal Watergate. Erați pe barcă. Pe barcă periculos. Gata, amândoi. Da. Periculos sau foarte periculos? Foarte periculos. Lasă-mă pe mine să încep și îl las pe el să continue. Te rog. Bănuiesc. Un văr al meu îmi zice, băi, mă duc la de ceva timp, zice, mă duc la PF2, însemnând porțiile de fier 2, la Șalău. Exact, la aia mă refer, Vasile. Băi, m-am prins, da, și zic, bă, du-te dreptul de ce, dar nu e periculos, ba da, dar ce, nu te bagă, nu te, eu mă dăcând, mă duc pe acolo, nu s-a luat nimeni de mine și prin Șalău foarte mult și mare, bine, mai că merg și odată cu tine, am fost cu el odată, am prins și Șalău, apoi, de până caz cu mine, știți, hai mă să mergem amândoi, cu barcă, cu motor de 5 cai, în fine, de aici îl las pe el să povestească că are el niște sentimente acolo și niște trăiri. Mă duce acolo amândoi cu cauciucul, ianuarie, 7 ianuarie, bă, un frig, bă, draci, aveam un motor de 5 cai, un Johnson, iar motorul aproape alumătuș. Motorul aproape nou, nici nu-l folosesc de două ori. Vă mai rugăm între timp povestea noastră să fie distribuită, vă rugăm să distribuiți, să mai dați cât un like, cât un share, cât o distribuire, să asculte toată lumea povestea, că e o poveste foarte interesantă, ceea ce au pățit invitații mei. Bă, Google, zic... Unde mergem? Zic, mergem, eu când am intrat pe un canal, am lăsat mașina la vreo 2 km, pac, un canal, intrăm pe canalul ăla, mamă, eu când văd barajul, zic, bă, acolo e sosul. Asta, păi n-avem voie acolo, cum mă n-avem voie? N-ai voie, domne, la... Ba da, mă, știam că acolo te duceam. N-ai voie. Păi n-ai voie, zic, da. Ai de pe mijloc, pe aici, că-s niște vapoare scufundate, niște... De ce n-aveați voie? Sau din ce punct de vedere n-ai voie să te apropii de niciun baraj din România, de oriunde? Mai ales de porțile. Dar voi acolo aveați voie să pescuiți din barcă? Păi nu, n-ai înțeles, că noi nici n-am pescuit la român, noi am pescuit la fel. Stai, mă, că urmează tare, stai să vezi. Infracțiuni. Tocmai de asta vă rog să mai dați câte un like, câte un share la like. Cum? Și nu, domne, că să mai întune că ne băgăm acolo. Zic, bine, Google, hai. Intrăm pe acolo, pac, vedem niște bidoane din alea prinse. Fuseseră aia sârbi sau români, știi, semne unde erau. Când am dus la un bidon din ăla, o vas din ăla scufundat. Din al doilea război mondial, e foarte multe vapoare scufundate. Dacă intri și citești acolo, e vreo 100 de... 200 de nave de război scufundate germane, știi, scufundate... Nu, păi nu, că noi n-aveam, și noi aveam bărși de lemn, că era la fele. Ne-am pus pe lângă alea, dă-i cu dalea, am început să ciugulim niște șale. Nu, Marc, două chile jumate, zic, lasă-mă că e bine, sacoșe. Acum, știi cum e noare, pe la 4 jumate, 5 vine frigul. Și zic, Gugule, haide să ieșim la mal să mâncăm. Am ieșit la mal, ne uitam pe malul de vis-a-vis scârbi, știi? Ia pe acolo, pac. Zic, bă, mergem bă acolo, că zic, dacă aici mai la vale am prins așa, zic, acolo în baraj să mă rămă, să uite așa. Îl rupem. Picăm. Eu știam, dar nu știam ce l-așteaptă. La un moment dat ăsta, că gata, Google, mâncăm noi, se întunecă cu alea,
și dăm. Da, noi mergeam pe malul nostru. Pe malul nostru curgea cu 12... Malul nostru, malul românesc. Pe malul românesc. Curgea cu 12.000 de metri pe secundă. Apa. Apa. Da, și motor 5 cai, de 5 cai. Două schimb, bă, două schimbări. Motor de 5 cai electric sau... Nu, mă. Termic, mă, ce? Termic. Adică chiar erați... Auzi? Slabi. Păi, da, bă, o barcă de 3 de metri. Barca înainta cu aia 5 cai. La un moment dat ăsta, și că Google înaintăm, eu stăteam și mă uitam pe mal așa la un stâlp. Până înaintăm, dar foarte încet, foarte... Eram puș-puș, mă, ne vadă Sârbii. Puș-puș-puș-puș. Mergem. La român n-aveai cum să dai, că... Ce să zic eu, și... Bă, asta dacă o aruncai în apă, zbura. Îți dai seama, zbura, apa curgea foarte tare. Foarte tare și trebuie să duci pe partea Sârbii. Facem? Trecem la Sârbii, ne legăm colo de mal, ne apucăm să dăm. Da, direct la Sârbii eram... Bă, a început. La Sârbii nu curgea deloc. E o înțelegere la porțile de fier. Cum e? La PF1 curge tare la Sârbi și stă la români. Și invers și la curentul PF2. Produce pentru ei. La PF2 e invers. E o înțelegere între statul român și sârb. La PF2 curgea foarte tare la noi și a trebuit să ne legăm la Sârbi. Și ne legăm acolo. Nu ne vedeam, știi, de zid. Erau luminile alea. Mamă, și dădeam. Și dă-i, și dă-i. Și a lui. Bagă, bagă. La un moment dat nu ne mai trăgea așa tare și începusem să agățăm. Și ce zic lui ăsta? Zic, auzi, mă, zic, nu vrei să ne dăm noi 10 metri mai așa, să luăm pilele astea în lung, ca să nu mai agățăm atâtea, că mai e barfă aici. Mai dă-te, mai dă-te puțin, mai dă-te puțin. Păi lumină, păi zic, e lumină, mă, dar e două noapte, zic, e în anuare, cine dracu ne vede? Și ne dăm așa, iată, tâmpitul, ne dăm așa și începem. Băi, și începem, poc, 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 la un moment dat, mai aproape de microfon. Când mă uit, nu e că el e obișnuit cu altfel de microfon. Când mă uit în... În dreapta, văd așa pe mal, o barcă, știi? Și zic, Google, vezi că vine ceva pe partea asta, pe la Sârbi. Asta zice, lasă-i mă, borcane, că nu-i problemă. E proști. Zice, e tot braconier ca noi, ăștia vine și se bagă noaptea de aici, la sol. Ma. Și stai. Aia erau pe mal? Bă, nu, erau cu barca, barcă, dar foarte, băi, deci foarte silențios motorul, deci nu s-auzea nimic. Și veneam așa pe lângă mal și i-am văzut că a intrat în prima poartă de... la porțile de fier acolo. Și Vasile zice, lasă-i bă, că e tot braconier ca noi. Dă și ei la șalău, la somn. Așa arătau, mă, ce câți braconier. Și ne punem. Și la un moment dat, poc, 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 poc. Începem de la... Băi, nene, când auzim în spatele nostru, aici te ia dintr-o gură din aia. Stai, stai așa. Mamă. PM-ul erau lângă noi, la 3 metri. Bă, băiatul a ieșit cu motor din ăla, dar într-o secundă am zis că ne dărâmă cu barcă. Eu eram liniștit cu ăla. Și zic, stai tata așa, și că băi, mâinile sus, stai mă tata să-mi dau și ăsta afară. Ăla era cu mitraliera și iar românește, da, mai poți, dar... Mâna pe mitraliera și ălaltul pe aia și vorbea românește. Mâinile sus, stai mă frate, că zic, sunt cu un șalău, zic, stai să-mi dau acaretul afară. Eu șalău, 4 kg jumate, lor când barcă, eu mă pregăteam să lansez. Dom'le, strângeți, plecați. Voi știți unde zândeți aici? Voi știți că ați trecut fraudul. Bă, tată, zic că am venit de la București. Mi-a venit și buletine. Ce zic, nu vrei să... Zic, uite, îți dau și eu 50 de euro. Mai lasă-ne să mai stă și noi 2 ore. Zic, ce bă, ești idiot? Ce vrei să te iau, să te duc la beci, să-ți iau și barca și peștele și mașina. Și să te ții vreo 24 de ore pe acolo. Dar să vezi că până la urmă s-a muiat sârbul, că am mai vorbit ăsta, am mai zis, nu știu ce, și băi, eu te-aș lăsa, dar zice că vin ai voștri. Știi ce mi-a zis? Voștri, băia. Vorbea românește bine, știi? Și bă, băiatule, știi care-i treaba? Zice, eu te-aș lăsa, dar în momentul când ai trecut de jumate, era dar pe mijlocul Dunării. Și că ai trecut de la noi la voi, de la voi la noi, în secunda 2, se dă alarma la amândouă și zice, eu te las și o să vină și să te ia românii. Și am plecat, ne-am dus, stă. Și așa, mamă, deci asta a fost una nebunul ăsta, mai... când a auzit ăsta, fii atent, că asta a fost cea mai tare. Eu am dat drumul, când a auzit ăsta, a scos foara. Și n-a apucat papa să pornească motorul. Și ne-a dus, și ne-a dus de... aia și acolo, cine a fost la porțile de fier poate să confirme că nu mint cu nimica, între noi și Sârbi, chiar în Dunăre, e un stâlp de înaltă tensiune, un dăsta mare, o temelie de beton. Știi când a apucat de a pornit ăsta motorul? Când mai aveam 5 metri să intrăm în temelie aia. Nu eram cu pneumatica, îți dai seama ce înseamnă să intrăm cu pneumatica în ăla. Și cum te aruncă curentul de acolo? Acum, într-o secundă, te aruncă 10 metri cu barca. Așa te ia papă, bulboare. Uite mă, Mari se amuză de întrebarea lui... Ah,
Cristian Prundeanu, Andule, ți-am vinețit borcan mâna stângă. Asta când te duci cu el la pește. Nu, asta e un tic al lui din pescuit, că vrea să te fac atent, știi? Și e un tic. El așa face și la pește. Eu când mă duceam cu el la pescuit, ziceam, dacă mai dai o dată de mână, ia-ți dau cu stânga în bot. Auzi, ăsta e un tic ca să-i antrenezi, mă. Să-i țin teroare, în tensiune. Da. Spune-mi, mi-aduc aminte, eram pe malul Bălții, nu mai știu la ce concurs exact. Cred că la balaton. Nu, ba da, cred că la balaton și nu chiar pe malul Bălții, înainte să începem competiția, ce spuneai tu că vor striga peștii când veți nădi voi cu bilele lui Baboieru? Baboieru, Baboieru! Bă, dar chiar bă, și aia făcută cu oglinda la balaton. Cine va câștiga ediția... Nu știi pe aia? Nu. Oglindă, oglinjoare. Nu, nu știu. Eu eram după copac. Tu te bă de aici, ne-am dus la un târg ăsta de vechituri și am găsit o oglindă din aia. Zice că e oglinda din albă ca zăpada și zice ăsta, ia băgă-te mă după pomul ăsta și o întreb. Oglindă, oglinjoare, cine va câștiga balaton de 20? Și se întreba cea, borcan, 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 borcan. Se uita Ungăria la noi. Atunci, bă, atunci am găsit bastonul lui Ospătăroiu. Ospătarul. Așa. Și chiopătăruiu, cum îi spunem noi. I-am găsit un baston din ăla, am zis că îi fac cadou. Bine, lui ospătarul știi că i-am prins la moară, i-am prins Adidas. I-am prins unul cu șiret și Andrei unul Andrei Constantinescu. Da, am povestit-o mai devreme. Da, s-a povestit, da. Care da. Te uiți pe reluare. Faza cu Tatanițu. Tati, da. Da, e adevărată. Nu neapărat mă mândresc cu asta că... Simule, cine? La cine? Adevărat, Daniel Badârcea. O, salutare. O, să trăiască. Să trăiești, să fii sănătos. Nenea Milițianu, să trăiască. Poftim, borcan. Uite, a făcut armata acolo. Ai auzit? Știai? La PF2. PF2, am făcut armata acolo, doi nebuni. A făcut armata? Da. Dan Badârcea. Nea Dan? Nea Dan, da, da. Înseamnă că n-ai făcut cum trebuie, bă, că a mai rămas ceva în urmat. Păi nu era cu peștele. Dacă făceam eu armata, avea alte pasiuni. Nici icluri nu mai erau. Viorel Viorel. Salut, salut Viorel. Fără glumă, care crezi că este cel mai mare braconier în viață, borcan? Eu la care n-a murit. Te întreabă. E ăla mă care poate să fie. Dacă bravo, ești în viață, mă. Dacă bravo, ziceai post-morte, puneam eu de ăștia, da. Auzi, nu poți să zic că e unul sau altul, că s-apucă mâine, dă cu dinamită, aruncă și porțile de piere de aia și prinde mai mult ca niciodată. Tatanițu are o vorbă, știi, când te întreba, aoleu, tată, e, salutări. E online. Mamă, ungurul nostru? Teo, ungurul. Oh. Ungurul nostru. Inghe, Inghe. Salut Ovi. Cheghet, cheghet. Uite că salut, am trebuit noroc, da. Pentru tine special, Teo. Teo, ave locodolest. Întrebă-te, e tot pe ungurește. Sunteți într-un număr foarte mare și vă mulțumesc în continuare că sunteți alături de noi. Haideți cu întrebări, întrebări interesante pentru invitații noștri. Și că un sfat pentru balaton, boile sau semințe. Trage bine la sfârți. Ce rapid a fost Vasile în răspuns. Păi da, ăsta e, adevărat, nu e niciuna. Bine, eu că semințele după aia... vreau să le iau, păi dar am luat în mașină. Noi plătim 1650 de... Bine, acum s-a făcut 1500 de euro. 1650. 1650 s-a făcut anul ăsta. Da. Noi plătim, am plătit 1500 de euro an de an la Balaton taxă ca să tragem norocul. Păi, nu neapărat, Andu, da. Cât contează norocul la balaton? Păi uite, fii atent, e foarte dintr-un simplu. Dintr-un procent de 100%. Hai să spun ceva. Și mai simplificăm puțin. Și dovada cea mai bună e, te uiți la echipele românești participante vis-a-vis de... Chiar foarte multe și felicitări. Nu foarte multe, foarte nu. Clar, vezi că sunt foarte multe echipe câștigătoare doar de sectorul lor, da. Ceea ce spune foarte multe. Nu poți să te bați la câștigarea Bălții fără noroc. Uite, uite, îți dau un exemplu foarte clar. Tomi cu Badârcea Gabi au fost Tomulescu. Acum 4 ani, da, Tomi, care da? A fost atunci când a fost eliminat, era pe locul 2, după aia era căzut pe locul ăla, au fost țeavă. Băi, niște musculițe de alea mici pe aici care intră în băutură. Ce nu anul trecut, acum 2 ani. Și noi cheamă borcan. Acum 2 ani a căzut unde am fost noi la Palatona Liga. N-a văzut trăsătură. Da, ce nu e pescar bun? Da. Și Tomi nu știe ce. Și mi-a zis, borcane,
noi pescuisem acolo. Ăsta, dar... Din păcate la Gabi Tomulescu, nu știu dacă este live cu noi, dar l-a lăsat. E Nedan. E Nedan, da, e Dan Badărcea. Partenerul lui, da. Partenerul. Adică nu l-a mai lăsat pe... L-a lăsat pe Alex Dogaru să tragă. Ați crezut că puștii trag bine, a? Nu trag bine staduri. Da, o poți să știi, da. Mai avem noi un prieten comun. E, Doamne, când ferește, l-am adus, da, ei, glumi, bă, zic, păi faci haz, ne caz până la urmă, normal, ce să normal, știi normal, tu ce trage normal. Acolo, poți să fii tu. Băi, bă, dar mai avem noi un prieten. Tomulescu nouă ne-a tras bine. Da, dar nu, numai că am greșit anotimpul. Anotimpul. Eu aș vrea acum în primăvară să tragă iar Tomulescu, să mă trag acolo la Palatul Berenii, în Delta, și eu îi zic să rumână. În Delta, acolo unde avea stuc. Și garantez că rezolv. Auzi, mă, vis-a-vis de chestia asta, e o chestie, știi că la noi, la pescari ăștia, reținem pe scurt, știi, doar rămân niște chestii foarte interesante, știi, și am avut un prieten la un moment dat, că a fost, l-am luat la Balaton cu noi, și până să ajungem acolo, zice, bă, vreau să merg și eu pe lac, să citesc lacul, obișnuit cu lacurile noastre de la noi din România, știi? Și păi zice, bă, noi te ducem, dar să știi că pe aici s-ar putea să fie foi leton. Are de mult care mi-a povestit o doar pravie. Asta e lui Jubileu, că Jubileu, da, Jubileu, nu mai păi, putea să nu eu asta. Eu, asta da. E faza care mi-a povestit-o mie, Eduard Pravie. Dar e adevărată, da. Edi, că și Edi e cu noi în platou. Da. Cred că te salută toți băieții care te cunosc. Eduard Vrabie, fotograful nostru. Zis Elodia Ceaușească. Trebuie să continui. Dar care sunteți pe grupuri, nu s-a pierdut, l-am găsit eu. Cine oferă recompensă, vi-l aduc. Liviu exact, de la Cerușarul, stai liniștit. Exact, Daniel. Dan Badărcea. Nu contează cine trage standul. Exact. Da. Normal. Era o afirmație, o glumă. Hai, avem noi superstițiile noastre, da. Că dacă trag eu la sort... Vali Mardar te-a rugat să fie... Omoară ăștia să povestească Cătălin întâmplarea de pe Boldești când a vândut standul lui. Da, a mai fost întrebarea asta. Cătălin Șerban. Da, mă, băi, m-am dus anul trecut în pandemie. Așa, mă. Da, mă, m-am dus cu Piticu, cu Duță, cu al meu. Duță Cătălin. Bam, 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 era cu interdicții cu alea. Ne-am dus doi pitici. Păi n-aveau voie din cauza interdicției. Am prins standul ăla de la barieră. Ăla e greu să-l prinzi. Ne-am apucat. Am pescuit, am alea. Într-o zi am prins peștele bine de tot, l-am bubuit la male. Ați luat vine... aproape 3. Nu, mă, ce ești nebun. A, 25 de crapi într-o zi, tembelule, pe am făcut, da? Și filmările. Ce ai? Am rupt. De acolo te-ai săltat, mă. Ia, fii atent. Și la un moment dat, vine vineri să dă drumul. Anunțăm și pe toate posturile că să dă drumul. Nu mai era cu restricții. Să dă drumul la pescuială. Să dă drumul să iasă lumea din casă. Da. Băi, ne-am culcat, stăteam liniștiți, pac, 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 bă, până la 3:30. Asta era în pandemie? Da, mă, noi am pescuit în pandemie, când era cu armata pe străzi, pe alea, adică pe eu am stat până la Boldești. Acolo v-ați campat. Băi, eu am stat anul trecut, când a fost cu pandemie, am stat mai mult pe la Boldești. Eu stăteam acolo. Adică ai produs? Nu, mă, nu. Pagubă. Stăteam, nu. Pagubă nu. Pentru... Nu. Pentru el. Stăteam acolo, decât să stau acasă, mai bine stăteam la pescuit. Corect, frumos. Condițiile bravo. Ok, felicitări. Oamenii acolo, dacă aveai nevoie de o bere, de aia, imediat, pac, imediat, îți aduce. E o baltă frumoasă. E super calitate și peștele. Și eu am pescuit acolo și copiii mei au pescuit acolo și am fost. Auzi, să dă super drumul încătate. La pescuit dimineață. Bă, băiatule, până la 3:30 a început, zice că e pelerinaj la moște, la Sfânta Paraschiva. Veneau toți cu mașinile, întorceau la barieră, nu erau locuri, plecau. Și stăm. La un moment dat vine o mașină, trei băieți cu trei gagici. Zice, domne, să se ducă după barieră mai încolo. Eu zic, bă, tata, n-aveți voie să pescuiți mai încolo, că zic, e închis. Păi ce, domne, ce, uite, pescuiesc 10 metri mai încolo de barieră. Bă, tata, zic, mai bine sunați-l pe domnul Bogdan sau pe domnul Adrian, că zic, știu că nu e voie. Mie nu-mi convenea. Că eu fiind ultimul loc, eu pescuiam în dreapta, acolo, pe diagonală, la 45. Unde erai ultimul loc? La barieră, pe câmp. Pe acolo am fost și eu la pescuit. Acolo am pescuit și eu. Înțelegi? Și eu pescuiam de aici. Cu piticul. Eu pescuiam de aici, la 45 de grade încolo. Dar încolo nu mai pescuia nimeni, n-avea încolo, voie. Dreapta spre insule, spre mini-insule. Spre insulă, da. N-au înțeles. Mai aproape de tine microfonul, că e important să te audă și lumea. Eu n-am de lucru și ce crezi că îi zic lui Piticu? Că lipește-l, mă, cu niște scolă. Zic, bă, zic să moară, mă, să cel mai câștigat, știi cum eram, dacă scoteam locul la licitație.
Dar ăla și zice, gata frate, fă-mă o ofertă. Păi zic, fă-mă tu o ofertă. Zice, domnule, îți dau 2 milioane, mă lași pe mine să pescuiesc aici. Bine, erau pești, dar gata. Nu, mă, erau semi... Perpeliți. Venise, bă, la 5 dimineața. Oamenii veni să mă pescuiesc. Oamenii conduceau toți mașina, unul a condus. Femeia aia, și cât ai zis, 2 milioane, dar pune-mă banii aici pe găleată că vă fac acum loc. În zilul Piticu zic, scoate lanțele astea din stânga, nu ne mai trebuie de 3 zile acolo. Scoate lanțele că îi băgăm pe băieții ăștia. Băi, nu te vin cu nimic să vă uiteți, să intre administratorul de la Boldes să-ți povestească. Zic, gata, mai băgăm pe băieții ăștia aici, noi ținem astea 3 lanțele pe stânga, bagă și ei lanțetele aici, să distrează, să simte și ei bine. Acum oamenii, ce crezi? Cu grătar, cu boxă, cu microfon. Ăsta era într-un concurs. N-am făcut eu live, da, de dedicații, nu ăsta. A, erai la concurs? Da. A venit cu taxa. Păi oamenii, nu, mă știu. Oamenii cu bun simț? Nu, domne, plătim noi bun. Ma. Plătiți tată bun. Ce bem, cum facem? Zic, bă, eu nu mai am bere, zic, hai că plec în țat. Nu, nu, cumpărăm noi bere. S-au dus, au cumpărat și bere, au făcut și grătar. Am mâncat la sfârșit. Le-am lăsat pe fete să facă pozele, însă că nu le iau bani, doar o poză cu pești. La nu erau saci, era... Cred și la sfârșit au zis că dacă vindem și pești. Le-am vândut și pește la suprapreț. La suprapreț. Nu l-am vândut la suprapreț, l-am vândut pe 25 de lei. Păi nu e suprapreț, păi nu e, frate, că era mură, dar, băi, mură, miere de albine, ești de bun, adică se spune ceva calitate. Ești de bunem la tigaie, ești de bun. Deci de asta am întrebat și... Dacă e filmarea aia când scăteați peștii amândoi, da, din sac, da, aia e? Da. Mamă, da. Dar ce vrei, frate, frumoasă, am ajutat. Bă, oamenii au pescuit și au văzut de grătar. Adevărat. Și știi care e chestia? Bă, s-au dus și cum pește acasă. Am făcut și horă. Dar ai fost pe live. Ai văzut că am făcut horă, am făcut alea, am făcut... V-ați distrat, da. Bă, noi ne-am distrat. Au fost alții care... Ei s-au distrat și mai tare decât voi, știi? Care au făcut scandal. Da, Gabi. Tot atunci. Da, Dani, Daniel Badârcea, nu pot să citesc întrebarea, dar da, așa este. Cine e cine, Dan? Andu, întreabă-l pe Borcan ce a pățit la MV2, la Mora Vlăsiei 2, când au adormit pe ponton. Cine mă întreabă? Cristian Prundeanu. Am adormit? Da. Ce ați pățit la MV2 când ați adormit pe ponton? La Mora Vlăsiei? Da. Andu, nu știu. Ai dormit tu? La Mora Vlăsiei? Cred că m-am apucat visele. Andrei Constantinescu, cine este cea mai norocoasă persoană la tragerea la sorți pe care o cunoașteți? Dan Drăguloiu. Da, stai liniștit că și Mieiță. Mieiță, Mihai. Mihai? Mihai, Mițic. Da, da. Eu merg pe Dan Drăguloiu. Și eu la fel, dar nu știu. Eu nu merg pe el că e bătrân și îl doare șelele. Și vorba aia, cum doarme nu el. Mă urc cum pe doarme el. El înainte de concurs. Da, să zică el, eu am fost... Dane, salutăm! El dinainte de concurs are coliviile, că el are afacere cu papagal. Se colivii. Bagă sub colivii și facă ea găinați, găinați, găinați. N-ai mă cum să tragi și aiurea. Adică dacă... de la găinația de papagal pe care el îi vinde. Da, să zică el cu cuvintele lui. Auzi, Dane, te rugăm, insistăm să ne dai tură. Dar nu mai are mă papagal, ce aveți? Ce, n-are papagali? Da, are, dar nu dă ea cu pene. Papagalii a avut tot timpul, ce vrei, apa, aerul și fraierul, nu o să dispară niciodată. Auzi, de la Simo Alexandru. Ia. Iar Sepi, insistă pe tine. Mă, fraierul insistă. Ce, le-a băgat asfalt? Să nu zici că le-a băgat asfalt la ăștia, la Bragadiru. Bă, mă uimesc ăștia, mă. Unde ai avut sculele și cu ce mașină ai fost la Boldești? Oh. Bă, inițial, ca să vezi cât de tâmpit sunt, ăsta știe ceva, că mie mi-a acolo trecut... e... Mai uite-te și la ei, mi-a trecut te rog, cap. Invitați, te uiți și la ei. Deci acolo mă gândeam în felul următor, zic, bă, nene, cum să mergem, că era cu armata pe stradă, cu alea. Acolo. Ce crezi că mi-a trecut mie până cap? Închipuiesc că acolo e Sepi. M-am gândit în felul următor, i-am zis, nu paraschiv, zic, bă, Emile, dă-mă și mie un coșuc opa, din ăla. Opa, Neamatei online. Care? Neamatei milițian. Milițian. Te salutăm, Neamatei, te pupăm. Te pupăm pe Insina. La mulți ani. Pe Insina. Pe aia de pensionar. Continuă. Da, mă, i-am zis lui Paraschiv, zic, bă, nene, zic, nu poți să-mi dai și mie un coșuc din ăsta, zic, îmi faci factură pe el și zic, bag lanțetele în el și alea și zic, a murit mama, e la Boldești grădiștea. Jap, 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 mă duc, așa stau, dau la pește și mă întorc. Bă, băiatule,
A zis Paraschiv, ce du-te bă, că tu nu ești sănătos. De când a auzit Paraschiv, un pufuie. Bă, era cea mai tare acoperire. Cine te oprea cu ce mă? A care mortul, bă, a murit. A murit mortul. Ce, venea poliția, eu să zic, ia mă, s-o pupă mă tamare. Era asta, nu era? Da, nu! Fugi cu răcitura de aici. Ce bine, vrei să-i cer și Dricu, că de asta întreba Simu, că vai... Băi, da, mă, cu aia, pe nu i-am zis. Dricu tot. Da. Și la tetele, unde le avei puse? În coșul le băgam, mă, ce ești nebun, pe ce băgai în coșul? Și peștele în cazul care... Are 25 coșul. Și am mai avut... Deci, asta i-am făcut, prima întrebare i-am făcut-o lui Paraschiv și a doua știi cu i-am făcut-o, nu? Nu. Lui Capitan. Mi-a zis, bă, nu vrei să vezi cu platforma, punem mașina mea cu sculele în ea și m-ai luat că s-a stricat mașina și mă duci la Ploiești. Mamă. Deci voi vă gândiți... Deci nu știam cum să facem să ajungem la pescuit. Deci eu nebunisem în casă. Asta vreau să zic. Voi vă dați seama ce înseamnă pasiunea asta, pescuitul ăsta pentru unii oameni? Enormă, da. Sunt foarte, faci foarte multe sacrificii, să știi. Foarte multe. Da. Din momentul în care te-ai trezit la 4 dimineața, pentru mine înseamnă un sacrificiu. Da, clar. Deci, da. Ăla e un sacrificiu. Te-ai trezit la 4 de dimineață, da. Trebuie să te trezești ușor. Când îți dai ultimii bani în buzunar pe scule, aia nu când te ferești de nevastă. Vreau dar nu te ferești, nu, eu nu m-am ferit. Nevastă, tu să nu crezi că m-am ferit de tine, torchidul ăla e tot al lui Dorel. Mari, să știi că am oamenii mei pe la Marele Pescar și pot să scot de acolo un alt, dar nu, să vedem ce... Nu, nu crede. Lumea ne vede că ne merge bine și vrea să ne bage strâmbe. Nu te uita la monitor, uite de la cameră. Taci, mă, de gură, că ești acolo, mă, ulea Edi. Vorbești pe Edi, mai spune, mă, dracu. Pe dos. Ăla umblă la zâmbet. Da, vreau să zic așa, de la, începând de la ora 4 dimineața. Sau, nu știu, în funcție de fiecare, cum se trezește. Bă, tu ai pățit vreodată să știi că pleci mâine dimineața și să nu poți să dormi toată noaptea? Da, n-am dormit. Bă, băiatul, de câte ori vreau să plec la pește? Ajungeam, eram chiaun. Bine, de când eram ori... copil, acum... Acum nu, cum? Acum nu acum prea mai dorm, când pleci la un pește. Și mama lui concursul, dorm, dă... Visam, când eram copil, visam că plantam lansetele în grădină, în spatele grădinii, la țară, în pământ, în arătură și prindeam reană. Mamă. Pe cuvântul meu, așa ai băgat-a de cașcaval afumat. Ți-aduce aminte că ai prins odată și crin? Ai prins și crin, că mi-ai zis mie. Da, aveam vise de genul ăsta, da. Aveai vise de genul ăsta? Da, e da. Să ne pună Alex. Bă, păi uite, am venit de la Sărulești atunci în 2000... Borcan. Cu oboseala aia atunci și am văzut LED-ul de la televizor și m-am trezit în pace și căutam cotoarele de la lansetă și mi-a zis nevastă mea, stai mă că ai ajuns acasă, nu trage nimic. Era LED-ul la roșu, la televizor aprins. Păi, da, te... eu îmi cer scuze dacă mai sunt atent la telefon, primesc foarte multe întrebări și pe WhatsApp. Ia uite, m-a scris Marin, vecinul, câteva partide memorabile cu fratele Borcan și una solicitantă cu Babi, Borcan și oblete la Dino. Bă, să știi eu că v-am spus că da. E solicitantă. Eu aștept campionatul național dacă și eu i-am spus înainte. Andrei Oprescu n-a scos din pește și peștele... Nu o scoate. A devenit scoate, punctabil, deci tot peștele ăla. Adică tot e punctabil. Da. Eu vreau să văd campiona mai național. Mai o să fie un război foarte mare. Acolo o să fie un el. Într-adevăr. Cu cine? Cu peștele. Pentru că aduți aminte ce făceam cu ăla de 800 de grame un kil. Ce vrei să faci? Să te bați cu peștele sau da, să te bați cu somnul? Mai bine mă bat cu peștele punctabil decât să mă bat cu... Cu nimic. Cu nimic, da. Să mă bat de muște. Ai fost pe la concursuri de-astea, dar ai stat de... Ți-am trimis eu o poză, Cătălină. Pe da. Care vreau să o văd. Poza o să o punem în curând. Să revenim la visele lui Vasile Băbuie Crescu, că era în vis. Visează asta. Acolo vreau să revenim asta, cu visează. Poza pe care avem poză? Avem o poză, da. Avem să o poză cu Vasile când era... Dracu, azi mai să uită Mării? Să uită Mării la... Păi și ce, că nu eram în... Vezi ce dracu' ce vise ai. Hai mă, Vasile, n-am pus o poză în care să ne punem într-o ipostază. Păi era în vise. Da. Sexy, că porno n-ai cum, că... A, ăia știu ce pune. Mă pune când eram în lanul, băiatul în lanul de iarbă. Nu? Mă, fata nu. În iarbă? Băiatul în iarbă. Uite, aia e, da. Fata în iarbă, uite. Prins eu, da. Bravo, Vasile, să uită și Dicotu, Natația. Le spune unde e, nu e problemă. Zic că se deplasc audiența, să mă caute și Escobar, că le spun unde, nu e problemă. Să vede după ochelari că erai mafiot aici. Da. Păi da, mă, nu, că, uite, povesteam mai devreme în culise cum ar veni, cum, și la Sărulești, asta e la Dino aici, dar și la Sărulești, cum un
un polonez la o cupă de asta internațională, trecea cu un braț de asta, de câine, pe aia sălbatică. Da. Vasile, dar arăt bine totuși în poză. Arătai bine. Arăta, da. Da. Și acum mai Mari Borcan, insistă. Mamă, Borcane, nu poți să scapi o secundă, mă. Da, mă, da, e. Am o nevastă foarte... Uite și pe Alex Alexandrescu. Alex Alexandrescu, pe cannabis. Dacă era atât cannabis pe câmp, uleu, mamă. Cel mai tare pescar în viață pe care îl cunosc este Cap Borcan. Cine a zis? Adrian Tunaru. O fi, mă, cunoaște el, că așa cunosc și eu alții mai buni. Da, mă, dar e prietenul meu, Iadi, e părintele, de la el am aia cu... Îmi cer scuze, dar sunt atent la întrebările voastre. Gheorghe Daniela, să vă spun eu când am aflat adevărul cât costă tot Arsenalul. Oh, bun asta, hai să vedem. Păi Gheorghe Daniela. Păi tu ești pasionată de pescuit și de aia știi, că altfel da, nu... Da, mă, că te interesează. Păi da. Să vă spun eu cât... Eu pot să o mint pe nevastă mea cât aș vrea eu, că ea stă cu ele în mână toată ziua, așa. Bine, mă, ce? Mari, Maria. Ce s-o mint? Purile! Tu n-ai cum s-o mint, doar trebuie să-i pui, Vasile, ce ai nevoie. Trebuie să recunosc. Da, deci să revin la... Să vă spun eu când am aflat adevărul cât costă tot Arsenalul. În 2016, când am luat avansul pentru un apartament. Dă-mi să ne noroși tu banii pe scule. Și a vândut soțul tot ce avea de pescuit. Așa că nu mai veniți cu guguci acasă. Wow! Da, asta da e adevărat. Nu-ți pot spune eu când m-am dus la Marele Pescar și așa a fost să fie. Atunci am însoțit și soția. Bă, adevărul, recunoșteam. Dar mai stopăre. Băi, erau noi chestii. Când intrăm într-un mare magazin de pescuit, suntem mai rău ca și copiii ăia. Da, suntem ca... Deci recunoaște și tu și da. Tu, uite, da, bine, el are magazin. Eu recunosc. Bă, el are copil. Magazin. Da. Nu știu. Când intru în magazin, nu mai știu ce trebuie să-mi iau. Nu mai știu. Da, uite. Dar trebuie orice, da. Chiar dacă ai și ai văzut, îți mai trebuie. Mai iau ceva. Da, mai eu ceva, eu mai care am ceva. Magazin de articole de pescuit de atâta timp și tot, acele lucruri mi se întâmplă mai și mie. Mai ai nevoie de ceva. Da, da, tot timpul. Da, nu, rămâi fermecat de unele lucruri, de ceva, noutăți, de nu știu, te uiți. Sau dacă vrei să-ți aduci aminte de ceva, nu poți în momentul ăla. Uite ce a zis Marin vecin, uite. Ce zice Marin? Unde e Marin? Ultimul. Cu Borcan ne-am înțeles din prima, a fost o chimie. Heineken dă rezultate. Păi e adevărat, e chimie, da. Marin, acum am mai pus să pronunți cuvântul Heineken în emisiune. Să te văd cu ce sponsorizare, Vică, poate îmi dă amendă ce ne au. Las că vorbește Luche și o rezolvă. Vine câteva baxuri și gata, ce să mai... Nu mai zic că colegul nostru, Cătălin Borcan, a venit îmbrăcat frumos. Uite cum îi vine pe la spate. Tricou, albastru. Vezi, mă, cum vorbești de sponsor, că vine... Nu schimba camera, Alex. Nu e normal. Mamă, deci fii atent, Borcan are relații și la mine în regie. Fiți atenți ce se întâmplă aici. E incredibil. Borcan, arată-ne ce-ai la tacoșe. Arată-ne ce-ai la tacoșe. Auzi, ca să spun adevărul, hai că să uită mai puțin acum. Da. În momentul când am zis că a pornit alarma. Da. Știi de ce am ieșit? Bătă ăla în portbagaj. Bă, dar chiar bă. Îți l-a uitat că bă, ceva. Era mare. Bă, nu știu ce înseamnă mare, că știi cum e. Acum da. Unii înseamnă 18. Acum depinde mare. De mine. Adică nu știu ce așteptări ai ca să nu și la așteptările. Depinde de rig. De exemplu, pe mâl. Ai un substrat mălos. Ce rig? Cel mai lung. Ce rig ai prefera să faci? Am pescuit și cu ăsta cu... Băi, aveam 40 de centimetri cu plumbii mai devreme, dar nu mai știu. La plantat, dacă mai e colegul cu plumbii, care ne-a pus întrebarea cu plumbii, te rog, repet-o. Dar oricum și de mână am dat cu 30, adică da, da, clar. Și eu am dat la 30, la dărvari. Da, amnezia da, 30 da. Și pe corbul, mult timp. Monturi echilibrate cu alică, da, depinde de... Dai seama. Că, da, străie, vorbim. Cătălin, după întrebarea doamnei Daniela, să vedeți mâine. Pune repede camera pe Borcan. Lasă-l! Rugăm, mă rugăm, repede. Sănătate, sănătate și virtute să avem ce bea și mânca că vine pandemia. Să fie la ăia care a inventat. N-am uitat Sepi.
Sepi. Iară, mă, Sepi. Insistă. Dar cine e Sepi? Cine e Sepi Borcane? Un băiat. Năcăjit. Năcăjit. E băiatul lui Răzvan Gherle. Gheorghe, scuze. Un băiat de la... E un pescar, un prieten de-al nostru. A, pescar, între ghilimele, aia mă, pe bune, pe... acum oricine să ține. Auzi, mă, dacă... Eu nu-mi permit, nu. Dacă și-a fi nu, l-am mâine... întrebat pe el, Vasile. Auzi, da, da, da. Mâine, dacă fi tu și-a permis, e îl numești șofer? Da. Șofer? Păi da, are permis. Păi conducător, ce să... Păi așa, șoferi sunt aia care s-a angajat ca și șoferi. Adică dacă lunevată mi-ai cumpăr mâine la setă, e pescar de competiție. Da, nu, știu, dar, mă rog, nu... Ne. Nu pot să mă bag în discuții. E că un băiat fac... care n-are Cătălin... ore pe asfalt cât au alții după, pe stat pe baltă. Adică el n-are de unde asfalt, că la acolo nu s-a inventat asfalt, n-a ajuns la Braga. Am înțeles. Acum înțelegi de ce e insistent? El încearcă să ajungă la oraș. El a plecat de la Bragadiru și vrea să ajungă pe asfalt. Și cum ajungi pe asfalt? Păi cu pescuitul nu e, a rămas e înapoi, e la cornetul. N-a ajuns la Bragadiru. Pescuitul... E în urmă. El a luat-o înaintea pescuitului. El vrea la oraș. Da, el vrea la oraș. Haideți, vă rugăm. Vă rugăm pe toți. Sunteți într-un număr foarte mare în această seară alături de noi. Vă mulțumesc în continuare. Avem peste 200 de urmăritori în direct. 180 Facebook și 41 YouTube și Twitch. Nu mai mi-apare cea pe ecran. Bănuiesc că e de bine, avem nu? Peste 200, da. Haideți cu întrebări că să faci pentru jumani, invitații noștri. Lasă băiatul în pace, lasă. PMS Marius zice asta. De ce îi spuneți borcan? Bă, ușor că o întrebare foarte interesantă. De ce îi spunem borcan? Pentru că și-a zis măs. Păi nu poți să, trebuie să vorbești în microfon. A, pentru că și-a zis măs. Erai mic? Și îndesat sau? Nu mă, mic, așa e numele de familie, dracu. De ce mă, Gagiu? Gagiu. 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 Cum zice Sile? Gagiu. Nu zice Gagiu. Eu de ce ți-a zis, măi, da, apropo de asta, eu nu sunt baboieru. Eu sunt doar Ivan. Da, tu ești Ivan Vasile. Da, nu sunt, dar mamă, dacă nu am primit și facturi o grămadă cu baboieru. Cu baboieru. Ivan Vasile Baboieru. Bă, nu e numele meu. Să mai revenim în continuare, că sunteți într-un număr la fel de mare ca la început și dacă sunteți aceiași urmăritori, noi avem un concurs în derulare din partea lui Vasile Baboieru. Vă oferim aceste produse care cred că le vedeți cu toții în colțul din stânga. Vasile oferă aceste produse tuturor urmăritorilor noștri din această seară care vor răspunde la o întrebare din emisie. Deci că a fugit cazul iar la catalizator. Sună alarma. Sună alarma iar. Alex Alexandrescu, când e vorba asta de cadouri, e fierta asta de cadourile. Bă, ție trebuie să spunem o taxă pe cadou. Bă, tu vino la mine la atelier că ți le dau, nu-i problemă. Vii cu 2-3-5 milioane și ne descurcăm. Noi. Ivan Vasile și mai ai tu și un nume, spune Andrei Țianu. Andrei Țianu, te salutăm. Tianu. Păi ce dracu nume? Mai am un nume? Nu știu, Ivan Vasile și mai ai tu un nume. Mai mă cheamă și Raminel. Ah! Ce să fac? Da, mă, bravo, băi, Andrei. E numele nașilor, din ce am înțeles eu. Nașilor mei. Irinel Bunica, o întrebare serioasă. Te rugăm. Te rugăm, Irinel. Care a fost, după părerea lor, cel mai disputat CNU? Să vină și Borcan, că toate sunt tot disputate. Îi sună alarma. Îi sună alarma la mașină și... Toate sunt disputate, că dai seama, nu. Disputate. Cred că se referă la ceva anume, Irinel. Te rugăm, Irinel, vino cu ceva concret. Istrate, cât de mult contează partenerul de echipă? Enorm. Maxim. Enorm. Cel puțin din punctul meu de vedere, Alex, și e greu de găsit. Maxim. Da. Să revenim la întrebarea lui Irinel Bunica, Borcan. Ia, da, ascult. O întrebare serioasă. Foarte bine și chiar îți mulțumim, Irinel, pentru atenția acordată. Care a fost, după părerea voastră, după părerea lor, cel mai disputat CNU? Știi că disputat e ăla când te bați
la podium. Te bați tu direct la... Nu te bați, nu te bați, mai disputa. Dacă tu ești pe 16 din 12, mai disputat din punctul tău de vedere. Din fericire, ca să spun eu și cum mă spune și Vasile, din punctul meu de vedere, cel mai disputat, vorbesc ca și finală, că nu stăm să vorbim ce s-a... Finala aia din 2016, când erau băieții aia de la Bara, care sâmbătă la ora 12 erau cu 3 puncte înainte lui Card United. Da, mă rog, a fost într-adevăr o dispută foarte, foarte acolo intensă. Acolo a fost. Dar ce vrei? Da. Da, nu știu. Adică noi ne-am să vină Irinel cu detalii în întrebarea asta. Păi nu, probabil că el s-a referit. Sau m-a întrebat care a fost pentru noi. Nu, n-are nicio treabă, nu s-a referit el la ceva, Doamne ferește. Pentru mine, și 2012, pentru mine și 2012 a fost foarte referitor disputat. La organizare și greutate pentru a câștiga CN-ul. E greu. Ca organizare, ce s-a organizat la Corbu, după părerea mea e greu să mai organizeze mulți ani de acum încolo. Nu știu cine poate să mai facă. Uite-te la domnișoara, că uite, tu îți face semne. Nu știu cine poate mai facă. Ai grijă că vorbești pe el, că e mare activ aici. M-a mai dacă... zis de domnișoara cineva, tăi că cine știe ce avem pe aici. Va tine să referea la el. Da. Deci, ce s-a întâmplat la Corbu, sincer, mi-aș dori să se întâmple de acum încolo în fiecare an, dar e greu. La Corbu... Ce s-a întâmplat și referitor la campionatul mondial din 2012, pe noi când am fost la mondiale în 2015, ne întrebau străinii aia și au rămas impresionați și ne întrebau, domne, Corbu. Adică oamenii nu văzuseră așa ceva. No, mai pe scurt spus și mai pe direct așa, no. Ne-a oferit posibilitatea de a face un pescuit, corect, să nu râzi. De a face un pescuit în sine, nu ar depinde de neapărat de locul extras sau de da, distanța frate, față de mal. Da, frate, noi ne-am ufat foarte bine pe pescuitul ăla, că în primul rând era marfa în gârlă, că pe noi aia ne interesa. Sigur, să fie da. Nu bulanul, peștele. Nu bulanul, traca peste tot prin trei pești și... Da. Păi din păcate, uite că, apropo de asta, mi s-a întâmplat apoi în 2015 când am fost pe Ebru să pescuim, ai văzut ce... Niște da, mă, absurde. Ați avut da, ghinion, e, cum a avut Puliță. Nu e rău. Nu, e rău, e cum e Dunăre la noi. E rău, e rău, e rău, da. Noi am participat într-un sector... S-a participat pe campionatul național echipe, în același sector cu noi, noi eram 8 echipe într-o porțiune de râu, iar următoarele... Câte am fost, mă? 15 km. Nu, am fost 22 echipe pe sector, pe fiecare sector. Eram o parte acolo și următoarele tot același sector cu noi, dar fără puncte cum e acum făcut între sectoare cu punctaj separat. Puncte intermediare da, pe subsectoare. Nu erau cu sub-sector. Era doar sector, dar adică eram la 15 te km. Te băteai de aici din Vitan cu ea din Pantelimon, adică tu n-aveai nicio treabă, erai pe altul, ai înțeles? Da. Eu pescuiam pe Moara Vlăsiei, tu pescuiai pe Cenușarul. Noi ne-am făcut treaba foarte bine, cam toți, pe fiecare sector, dar ce vrei asta? Uite, la Irinel Bunica revine la asupra întrebării și spune așa, mie personal, 2009, campionatul din 2009, când s-a desfășurat pe echipe individuale. Da, Irinel, nu pot să spun că eu în 2009 nu participam. Mă, și ăla a fost foarte disputat, pentru uite, că a zice fost pe Dorel mai multe că era bolți. Cu, da. Dorel, Apo Dorel spune că era cu subsectoare. Unde? Pe Ebru? După. După 2015 s-a băgat cu subsectoarele. Nu contrazice că e periculos. Care este păi recordul? Nu, recordul? N-a fost cu subsectoare. Nu, n-a fost cu punctaj așa. Mihaela Roma, care este recordul în România de crap în 2021? Record la ce? Cel mai mare crap, cea mai mare cantitate, cea mai mare calitate? S-ar putea să nu știm toate detaliile astea, dar ne-ar ajuta dacă... Era sigur cu subsectoare dreptate. Da, se poate, da. Nu, știi că nu le am eu cu destea, nu le țin. Da, Dorele, ai dreptate. Dar era împărțit în două sectori cu diferențe mari de distanțe. Asta era, de fapt, un dezavantaj foarte mare. A, da, are dreptate, așa e. Mai zice Istrate că pe Ebru, locul lui Maimuțoiu a fost un loc foarte bun. Pe deasupra este și un loc foarte pescuit. Nu că a fost locul cel mai bun.
că un loc bun. Era, era locul cel, cel mai bun. Bun. I-a spus de la început că e locul cel mai bun. Mai avem aici, uite, Alexandru Gavrilă i-a răspuns lui Bogdan. Borcan, nu spui și tu rețeta de porumb hidramat? Poate să vă zic că pe aia porumb cu, hidramat. Poate să vă zic că pe aia cu 18 plus, dar trebuie să ducă la mașină să ia care e rețeta. Eu zic că n-are rost să stăm acum, să umblăm la rețete. Cel mai la mare crap, întreabă Mihaela, care a fost cel mai mare crap prins în 2021 în România. De noi? De noi sau de noi general 25-200 în România anul trecut la... Păi el a fost și recordul meu la crap, mai prinsesem unul de 25-00. Salut Marian, salut Marian Florea. Marian Florea este chiar unul dintre susținătorii, unul dintre susținătorii podcastului meu. Te pupă, Marian. Te salutăm și îți mulțumesc că ești alături de noi, Marian. Gabi, nu ești mere. Vă aviți dacă ați fost, ce părere aveți despre Yannis Lake? Dacă am fost la Yannis Lake, noi am fost la Yannis la primul concurs care s-a făcut acolo. Să ne abținem de la unele comentarii despre anumite bălți. De ce? Pentru că nu am acordul lor să vorbesc despre ele. A, nu mă, dar n-ai nicio treabă. Știu, dar am fost întrebat dacă am fost acolo. Am fost, da, e ok, da. Nu... Vreau să vorbesc doar salutăm despre bărțile propiciu. Care am acordul lor și sunt de acord cu asta. Sectorul cel mai bun la campionatul mondial din Spania a fost cel unde a pescuit Babi și Marius. Da, acolo s-a prins cel mai mult pește pe sectorul al nostru. Adică au fost echipe... Asta zice Cristian Popa. Da, mulțumim, da, Cristi. Da. Cristi cred că e unul dintre urmăritorii noștri printre mulți alții, păi, care el a fost foarte mult, a fost și la antrenamente acolo cu noi, da. Ne-a ajutat foarte mult, Cristi, da, și mulțumim încă o dată pe calea asta. Ne-a ajutat cu informații, cu multe, cu foarte multe, cu permisele de pescuit, cu foarte multe lucruri. Cristi, ai dreptate, sectorul unde s-a prins cel mai mult pește, dar cel mai bun loc cotat a fost locul lui Marius, da, da, lângă baraj. Ăla era doar un loc și apoi restul locurilor erau destul de banale, să zicem, știi? Da, din punctul vostru de vedere, Simu Alexandru, Sepi, vine cu o întrebare serioasă. Serioasă. Nu pot să cred. Din punctul vostru de vedere... A trecut pe asfalt. Să nu întrebe... Ai reușit să-l redresezi. Am eu o întrebare bună pentru cine poate să răspundă, dar repede să răspunde. Uite, să nu ne spui că acorzi... Nu, bă, dar poți să acorzi și premiile și uite că nu e niciun fel de... Hai să fim atenți. Vă rugăm frumos să fiți atenți. Dați, da, să răspundă repede. Care răspunde cel mai... Câte mustăți are crapul? Dați like, dați share și follow paginii și live-ului nostru. Deci câte mustăți are crapul? Cosmin conduc pe primul care răspunde corect. Sigur. Bogdan Alexandru, 4. Bă, bine că nu e Alex Alexandrescu. Nu e, s-a răspuns, gata. Bogdan, deci rămâne Bogdan Alexandru. Da, el a răspuns. Bravo, felicitări. Bravo, felicitări. Bogdan Alexandru. Bravo, Bogdan. Ai câștigat premiul oferit de Vasile Baboieru din această seară. Și anume undeva la 10 sortimente de boile. Uite de ce am pus întrebarea. Uite, bravo. Cât sunt cu două mustăți. Cât sunt cu două. Crapul are două mici și două puțin mai mari. Mari, da. Da. Mă, că vrei să pun și eu o întrebare. Câte buze are? Crapul? Meduza. Meduza. Și nu aia nouă care a invadat România. Nu, aia. Venit acum. Păi eram, apropo de asta, eram în 2009, eram în autobuz. Deci să ține minte, eram în autobuz, Alex. Bogdan Alexandru, da. Buga. Da, Buga. Buga e, da. Buga e, mă? Buga, da. Tu ești, mă? Buga, da. El a răspuns primul, da. Ce bă, păi tu mai ai nevoie de cadou ăsta de la Vasile, mă, când tu ai toată gama. N-are, mă, n-are. Pasează-l, mă, băi, la următorul, fii gentleman. Știi cine avea toată gama? Copilul, dar văd că nu mai intră. Uite că a început cu reclamații Alex Alexandrescu. E clar, i-a aranjat concursul. Manevră, nu știu să știa. Numai la aranjamente pă, e gândul. Asta era... Alexandru Alexandrescu, mai are și el o întrebare, poate să mi-o pună? Nu, lasă, că n-ai cu ce, stai cu minte. Lasă-mă că mi-o... Stai cu minte. Ce, mi-o mai Vali târziu. Mardar? Ci că vreau să Vali Mardar, vreau Borcan. Da? Dacă îi dau 1.000.000 de euro, se lasă de pescuit, dacă nu, să-mi dea banii înapoi. Da, bună. Dă-i, mă, că văd eu dacă mă las. Andrei Constantinescu, copilul lui Borcan.
Da, am mai avut unul, da. Mi se aud niște știri, mi se aud ceva. Da, și mie, da. Andreea Esca. A, nu, Esca e constipată, da. O treci. Se aude un live pe se aude, cred că din casă, copiii. A, da, e clar. Copiii mei se uită pe live și cred că au dat mai tare în casă. David și Patrick, Gagiu, v-aș ruga să dați puțin mai încet volumul în casă. Lasă-i, mă, lasă-mă copiii, mă. Simo Alexandru, aștept răspund din punctul vostru de vedere ce baltă se pretează pentru CNE în momentul de față, chiar dacă Dino este pentru 5 ani. Păi da, noi n-am putea noi să ne dăm cu părerea. Bă, noi nu ne dăm cu părerea, dar sincer. Sau dacă ne-am dat, contează? E și mai simplu. Nu ne bagă nimeni în seamă. Oricum, din informațiile mele și ce se vorbește la nivel de manager, că noi suntem simpli pioni. Noi suntem executanți la campionatul național. Vorbesc că... Mai desfacem o sticlă de vin de la Vinarte? Mulțumim. Păi da, normal, da. Vinarte, Castel Bolovanu, vinul roșu, foarte bun. Da, cu Bolovanu. Încă un Bolovan. Auzi? Nu am venit eu cu Bolovanu. Bolovanul meu. Novac, ai credeam că ai sânge. Dacă e pe Novac, hai bagă Novac. Da, uite, chiar arată. Ia arată tu, Vațile, acolo la cameră, că ești mai aproape. Vreți să continuăm cu un bolovan roșu? Scrie Novac acolo? Scrie Novac, da. Bagă sângeri, frate. Jos. Dă-i cu sângeri. Cu ce vrei să continuăm? Dacă am luat-o pe roșu... Cu ce vrei tu, mă? O ținem pe roșu. Bagă să ne simtem bine. Pe Lulu. Ești tare. Auzi? Orice, numai cu bere să fie. Băi, stai că nu prea pot să fac mișcări foarte bruște, dar pentru Vasile... Mamă, ce milă mi-e de tine, auzi? Fac un efort. Aveam o întrebare, dar hai, te las să spui căștile. Nu știu cum te descurci, Andu. Andu, cum te-ai descurca într-o situație? Te văd că ești într-o... Bă, sunt într-o pasă proastă. Da, asta vreau să mă refer. Cum te-ai descurca în... Stând. Aștept. Da, da, vezi că... Îl aștept ăla mare. Auzi? Îl aștepți, dar vezi când vine ăla mare, da. S-ar putea să formeze o zdruncinătură din aia care să... Să nu se știe, să rămâi înțepenit. Să strice patul de nadă. Să spulbere patul de nadă. Să rămâne anchilozat. Am rămas anchilozat 5 zile, ai să râzi, înainte de prima emisiune. Băi, ești nebun. Și bine că n-ai rămas înțepenit. Că beneficiezi de injecție. Bă, cea mai tare fază a fost așa când doctorul m-a întrebat. Ești sigur că vrei să ții emisiunea? Și prima emisiune, zic, domnul doctor, vă dați seama, eu am depus în primul rând suflet, pasiune. Corect, era nebunia ta să, da, era nebunia prima... mea să fac prima emisiune, soție. Corect. Având în vedere că am organizat o petrecere, am organizat multe altele pentru prima emisiune. Zice, bun, consumi alcool? M-a bucnit. Ai văzut pe asta? Zic, da, des, rar. Zic, domnul doctor, dumneavoastră vă chipuiți o partidă de pescuit în care peștele n-ar trage absolut deloc. Și eu sunt pe malul Bălții și mă uit la bețe, la lansete. Și niciuna nu mișcă și niciun senzor nu se aude și nu nimic. Ce-ți vine primul rând să faci? Se uită la mine doctorul și zice, domnule, eu nu sunt pescar, dar... Aș bea ceva? Cred că aș bea ceva. Ia uite, mă, ne întreabă... Domnul doctor, da! Zic, vă spun sigur, aș bea o tică Marian... de whisky acum. Domnul Marian Rapandule, Rădule. Salut Marian! Salut Marian! Și Marian este unul din susținătorii podcastului nostru. Da, da, da. Producător. Gagiu, producător, producător, da. De bile, Golden Bites. Da, da. Cum vedeți pescuitul cu baguri? Cu beguri. Cu acea punguță care o lingi. Care o... Lingi-o tu, mă, că eu nu... Lingi. Da, așa se face, mă, de ce ești prost? N-ai văzut, dar... Se linge. Bă, nebunule, eu nu ling pe nevastă, mă, stau să ling pungi. Ce idiot ești, mă! Păi cum te limbi, mă, puși, ce dracu' am luat, mă! Păi bă, stai mă, că nu sunt de leu! Lingiu! Lingiu în tu! Da, mă, că e sistemul ăla de... Și tu o lingi? Da! Păi așa se face, că se belește!
Și dacă copilul e colici. Bă, după ce a zis Belinda, a dat seama că a greșit. Băi, auzi că sunt lig, Ligiu. Băi, Vrabie, auzi-l mă pe ăsta ce-i dat. Bă, voi m-ați chemat la o emisiune normală, că se mă uite și... Stop, opa, stop joc, lasă-l. Hop, stop joc, vă rog frumos. Emilia Paraschiv, unchiul meu. Are o întrebare. Să nu zică pentru mine. Andu, întreabă-l, te rog. Să-ți bate ușa. Întreabă-i, te rog, pe prietenii noștri, unde au făcut diferența de la Mămăligă la Boiles? Unde? Unde credeți voi că ați făcut diferența de la Mămăligă la Boiles? Păi am început cu Moara Vlăsiei. Nu, și... unde am făcut diferența, mă, nu, unde, unde am făcut diferența? Păi, nu știu, s-au făcut diferența. Păi depinde unde, la care dintre părți te referi. Că am făcut, au fost partide de pescuit în care am făcut diferență cu Mămăligă și partide de pescuit în care am făcut diferență cu Boiles. Păi de salată. Și... Cosmin Tudor Pașchia se linge. Da. Și intră și șobolanii pe live. Șobolan pe live. Te pup, Cosmin. Te ascute întâi. Da, de să revenim la întrebarea lui Emil. Păi da, eu mi-am spus punctul de vedere. Depinde de care parte te referi. Unde s-a făcut diferența între Mămăligă și Boiles? Vă spun eu unde s-a făcut diferența între la Mămăligă și Boiles. Organizarea concursului. După părerea mea, Mămăligă, diferența între Mămăligă și Boiles, știți când s-a făcut? În momentul când a apărut Cobra de Carbon. A, da, uite și asta... Atunci s-a dat stop. Pentru că vrei să spun păi ceva. Da, odată cu ea și concursurile. Până să apară Cobra de Carbon... Era cobra aia din instalații, din ce făceam noi din aia. Era de plastic, deci rupea mâinile, Deci aveai forță în braț, mai bine făceai o labă la tot cartierul decât să dai cu cobra aia trei chile de bine. Ai înțeles cum era cu pescuitul ăla cu cobra aia? în momentul când a apărut cobra de carbon și a început lumea să puși. Apropo de cobra de cobra, s-a terminat șmecheria. Mi-a zis Nicucioară o fază tare cu cobra de carbon. Nu, Nicucioară, prietenul meu. Da. Frate. Cum a fost? Cum l-a întrebat-o pe tine? Nicule, cu ce... Bă, nene, când am auzit de cobra, eu eram fan filmele astea. Te uitase la Anaconda. Japoneze, la... Cobra Kai. Și când a zis cobra, zic, frate-mi, și când am văzut și aia așa, zic, vezi să nu te muște de genunchi, că aia e tare, știi? Păi să știi că te mușca de genunchi, până să înveți să dai cu ea, să dai vârf de șoală. Bă, păi în genunchi. Emil, corect. Așa e, da, cobra a făcut o diferență. Odată cu cobra, cu venirea cobrei, s-au schimbat și concursurile. Mai e o vorbă asta la români. Ai zis tu corect. E corect. Da. Bravo. Bravo, Emil. Bravo și îți mulțumesc că ești alături de noi. Să-mi trimești și chiar mie și atent. Sponsorizarea cu mine. Auzi? Vezi că ai o datorie. Arceșelul 12. Palton de fac. Emil, te rog frumos, mâine voucherul. E frumos la două rânduri, că nu se știe. Poate am vreun prieten. Uite, ospătăroiul m-a întrebat. Doamne ferește. Angel Ciprian, salutare. Ce bețe feeder slim puteți recomanda pentru partidele de crab de 6 ore? Păi trebuie să faci o emisiune de feeder după mine, dacă mă întrebi. Pescar când ajunge pe o baltă nouă? Ce anume ar trebui să facă un pescar când ajunge pe o baltă nouă? Să plătească bun. Să fie atent la pagi. Să răl ia pagi. N-ai cum. Să fie adică... De acolo și vorba mă avea loc o dorință. Dar nu fi urmărit. Ce urmărim noi când mergem la furat? Urmărim să nu fim urmăriți. Unde mai, deci, că nu mai mergi la furat acum? Nu vorbi prostii. Nu mai mergi mă la furat. Nu mergi la furat. Te ia Neadan. Să complet. Nu, că Neadan n-are cum să te ia. Că dacă te ia, te duce înapoi. Băi, insistă Robi. Robi Guran. Robert. Al nostru. Cormoran. Vă salut. Andu, te rog frumos să-l rogi pe Borcan să ne povestească ce i-a făcut lui Dinescu când era în concurs pe moară cu Iohan și Dinescu. Mamă, nu pot să cred. Vă pupă Robi Cormoranu. Robi este administratorul și unicul șef al cormoranilor. Manager. Și e tot numai un organ. Da, el este singurul. Da. Hai să zicem că e și Vlad Tiu, dar
Robi este recunoscut ca șef suprem. Da, corect. Latul e creierul și... Bravo, Robi, felicitări pentru tot ceea ce ai reușit să ai faci cu cormoranii. Ai dreptate. Tiu creierul și alaltul vuvuzela, că știi cum e. Întotdeauna trebuie să... Creierul trebuie să împingă suflu spre vuvuzela. Nu, dar... No, Robi e foarte implicat în... Prietenii noștri, Doamne ferește, sunt... Să revenim la povestire. Ce s-a întâmplat? Am fost la un concurs. La Moar. Cu Iohan și cu Nicu. Tragem pe auri, s-a capat ca vrăjeală, am tras prost. Terminăm pe 3, pe 4, ne ducem pe B-uri, iar la fel, când trebuie să plecăm pe C-uri, Dinescu ce ce? Dom'le, eu plec acasă. Păi zic, unde pleci, mă, că mai avem de stat 24 de ori. Nu mai, dom'le, nu mai stau, nu mai alea, nu mă interesează, plec. Bine, pleacă. Ia cu Iohan, care Iohan îl știți destul de bine, e prietenul nostru, nu e normal. Un... Normal. Foarte mare, și-l, muncitor. Și îl felicităm pentru rezultatele campion care mondial, l-au obținut. Nu. Vorbesc că el normal. Pe muncă, pe astea. Normal. Nu e el... Nu e foarte muncitor, dar... Și zic, hai să ne mutăm pe C-uri, că asta e, mergem pe C-uri. Mamă, eu aveam carne, mă, să-mi zic, uite mă ce ne-a făcut fraierul ăsta, ne-a lăsat, ne-a făcut, ne-a alea, ne-a alea. La un moment dat ce-mi vine mie o idee, zic, stai mă să vezi. Revenim, Mihaila, și la întrebarea ta. Zic, să vezi ce-i fac eu ăsta. Intru repede pe un telefon, găsesc o poză de un an de zile înainte, cu un 22 de chile pe moară, îi dau drumul pe Facebook, am luat un 22, în dreapta l-aveam pe Cioară cu Androne, îl aveam pe Badârcea, era Tatanițu, vorbesc cu toată lumea. Vorbesc până și cu organizatorul concursului, să întreacă peștele pe clasament, să facă un clasament a divișanier. Trimet și peștele. Pun peștele pe Facebook. El zice, a, de domne, faci mișto cu tare. Zic, nu fac, frate, zic, așteaptă clasament. Pește 20 plus. Zic că a început să te învinețe. Așteaptă clasament. Da. În momentul când i-a dat drumul la clasament, mă sună. Zic, stai așa. Ce crezi? Între timp, prinde Cioară un 18 la pădure. Mă duc, iau, fac poze cu peștele să nu se vadă că-s la pădure, știi? Și zic, mai iau unul de 5 kg și vezi că iau și locul 3 și captura. Bă, băiatule, a plecat omul și a pierdut copilul în mol. A stat copilul în mol, mă, da? Dacă vă mii cu ceva, deci dacă minte eu, uite, sună-l pe eu, ați văpă cine vrei. Da? Bang, 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 ce crezi? Ne trezim că ne sună când era Moara Vlăsiei. Gata, domne, am intrat în Moara Vlăsiei. Iohan, când a auzit și că se moară mama, ăsta o să facă iurea, zice, eu fug, zic, unde fugi, mă, zic, băi, fug, și zic, bă, fii atent cum facem, eu rămân acolo și zic că, zic, te-ai îmbătat și tu ești pe gârl, bă, băiatule, am avut o regie din asta, bine, m-a așteptat și toată lumea după gârlă, de la organizator și toți participanții, la un moment dat era Tatanițu și cu Mati și mă rugau și bă, Borcane, știu că ai dreptate, că a făcut urât ce a făcut, că v-a lăsat și a plecat. Și bă, dar lăsați-l, bă, că l-ați alergat de la pontonul 1 la pădure. Deci îl lăsam, ajungea la pontonul 1 și îl suna Cioară de la pădure. Bă, veniți și luați-vă fraierul, că urlă pe aici. Rupe corpurile. Acolo, se întorcea, luat omulescu. Și-a luat-o în partea, i-a luat omulescu. Eram vecin tâmpitule. Luat omulescu și că să-mi da și mie banii pe lanțetă, că a venit ăla și mi-a rupt lanțeta. Deci el avea mai mult de plată decât... Dar nu, nu-ți vine să crezi că a plecat, i-a spus toată lumea că a fost o glumă, n-a înțeles și a doua zi mi-au pus ăștia o cupă să-i duc o cupiță din aia. Pentru Caterinca. Și m-am dus și am dus cupa de Caterinca, știi? Ce crezi când zicem? La banii. Păi și plicul, domn? Ma. Bă, întrebați-l pe eu, că nu mă vii cu nimic. Mamă. Da. Bună aia asta. A fost cea mai celebră. Bună asta. Așa am făcut și eu una lui Emilian Paraschiv, dacă și-aduce aminte. Eram la Balaton. Cartonașul roșu. Cartonașul roșu, da. Eram la Balaton. Eu eram al patrulea membru. Pe timpul ăla nu aveai voie ca runner. Aveai voie. Nu, n-aveai niciun spune drept. Spune povestea mai dinainte, că e importantă. A luat cartonaș roșu în, la VCC în, la... Aia, da, atunci când a fost cu fiul la Bolsena, la Bolsena, da, bine, nu la Bolsena, cartonaș roșu pentru el deja era o... Nu, n-a luat la Bolsena cartonașul roșu, la Bolsena, l-a luat la... A fost cu Piticu. Da, îmi scapă. A fost cu Piticu, nu știu dacă și la celălalt, la cu înainte de Bolsena la era... VCC? La Madin. La Madin, da, la Madin, da. Luase cartonaș roșu și rămăsese... Rămăsese cu o sensibilitate pentru cartonașul roșu, da. Ce să mai, da. Ia vezi. Eram la
Zice, dar când a pescuit Iohan cu Borcan și Nicu Cioară cu Cristi Avocatul, ce scor avea de gatlun în fața la bila lui? Mamă, asta e celebră, ești nebun. Ia-n solu Cioară după Andrei Constantinescu, da. Când am pescuit eu cu bila aia de usturoi de... Venea Avocatul și se uita și... Avea... Bila de usturoi de unde? De la magazin, nu face reclamă că nu vreau să-ți iei amendă. Da, mă, uite ce drăguleu. Da, mă, și cu cartonașul roșu, da. Da, și cu cartonașul roșu. N-aveam voie să pun mâna pe lansete, așa era regulamentul, n-aveam voie așa să fac absolut. Așa este și acum. Într-adevăr, la Balaton, da, la Balaton eram. N-aveam voie să pun mâna pe lansete, n-aveam voie să pun mâna pe tot ce înseamnă scule de pescuit sau tot. N-aveam voie să fac de pescuit, da. Da. Mă duc la arbitru, Emil Dorme, Emil Paraschiv Dorme. Mă duc la arbitru, vorbesc cu el. Înțelegea foarte greu engleza fiind maghiar de la pur sânge. Îl sun pe fiul lui Emil, pe Daniel, și îi spun lui Daniel, zic, bă, vreau să-i fac o farsă lui Emil. Care știe foarte bine să vorbească maghiară, da. Da, Daniel știe să vorbească foarte bine maghiară. Și zic, vreau să-i fac o farsă lui Emil. Și zice, bă, da, știu că sunteți în concurs la Balaton. Zic, da, mă, tocmai, zic, uite, sunt cu arbitru aici lângă mine. Arbitru știe să vorbească maghiară, eu nu știu. Engleză nu prea se descurcă foarte bine. Arbitru, da. Zic, și te rog pe tine să mă descurci. Zic, ce vrei să-i spun? Mă zbunește râsul că știu ce vrei să-i spun, zic. Fă-l păsa și convinge-l să meargă cu mine în stand și să-i dea cartonaj roșu lui Emil și să-l elimine din concurs, din Balaton. Și de unde avea improvizat ceva? N-avea niciun carton. Un capac de la de găleată. Vă spun, de nu. Era un capac de la o de-asta de... am plecat cu niște sarmale conservate de la o caserolă. Era un capac roșu de la o caserolă. Da, da. Era un capac mare, vă dați seama. 20x20, nu știu, 30x30. Eu am văzut chil mare. Destul de mare, da. Vorbește Daniel în maghiară cu arbitru, îi spune ce vreau să fac. E de acord, zâmbește, l-am văzut zâmbind. Zic, mă, gata, zic, ăsta e al meu. Hai cu fratele tău. Pac. Mă duc cu el, Emil dormea. Mai era Jubileu și cu Nelu, capitanul în echipă. Ei știau farsa care vreau să o fac lui Emil. Noi eram toți, beam câte un whisky. Ce-i drept? Era dimineața, undeva până 11 dimineața, da, 8-9 dimineața beam un whisky, ne încălzeam. Îl trezește pe Emil, dar brusc, zic, bă, dacă e ceva să fie brusc, vreau. Bam, arbitru, băi. El se dezmetijește un pic mai greu, da. Emil se trezește brusc, pac, să uită, zic, ce vrea asta, mă? Red card. Știu, m-am văzut. Da, la mare Emil se uită, zice, bă! Bă, ce vreau ăsta, mă? Bă, ce vreau ăsta, mă? Vin eu, zic, băi, ne-ai eliminat din concurs. Cum adică, mă? Băi, zice, voi vorbi serios, pac, să-mi dintea el să trezea. Zic, da, mă, zic, ai luat roșu. Păi, de ce? Zic, păi, că uite, eu cu lanseta în mână la buza cortului, ca să zic așa, zic. Eu n-am știut că n-am voie și mulinez la un pește, zic, atras. Aruncă lanseta din mână. Zic, bă, mă arunc degeaba, zic, ai luat roșu, zic, gata, te-ai eliminat. Oleu. Nu pot să spun exact ce a spus Emil și ce a făcut arbitrul ăla, că n-am cum. Dar vă dați seama ce a fost la gura lui. Ce? Da, bă, bine, a fost memorabilă. Da, a fost memorabilă. Umpleai două coșuge, trei cimitire. Tot, era cu drum, cu totul plătit. Să mai revenim la invitații noștri, da, să revenim la invitații noștri cu întrebări de ale voastre din publicul nostru. Vlad Tiu, o întrebare asta a mai fost pusă odată, chiar le-am pus-o eu invitațiilor noștri. Care este diferența între boile și ce diferențe majore sunt față de pescuitul clasic? A mai fost întrebarea asta. Lamadin a luat roșu când era pe primul loc. Irinel Bunica, da. Bravo, mulțumim Irinela. Dar când a pescuit Iohan cu Borcan și cu Nicu Cioară și cu Cristi Avocatul, ce scor? Ah, da. Să nu zici că e... Dan Drăguloiu, n-ai nicio întrebare pentru invitații mei din această seară? Mi-e greu să cred că n-ai avea nicio întrebare. Dar pune una lui Andu.
Sau mie, da. A, băi, bravo, mă. Bine ce că mi-ați adus aminte. Bravo, Vasile. Uite. Chiar avem aici o întrebare. Chiar pentru mine. E întrebarea care uitam să o pun. Ia să vedeți. Cine mă, Mircea, nebunul? Nu! E Mircea de la Marele Pescar. Salut, Mircea! Băi, da, uite, n-am deschis întrebarea până acum. Știam că am o întrebare surpriză și am vrut să aflu în direct, alături de voi, întrebarea ta. Da, mă, sigur că da, mi-aduc aminte. Ca orice pescar la început. Păi da, sigur că da. Chiar nu știam să fac nodul fără nod și am întrebat stânga-dreapta, stânga-dreapta, însemnând la mine pentru început Emil Paraschiv și Vasile Baboieru. M-au învățat ei, nu reținusem și mi-era rușine să revin la ei cu întrebarea. La mine n-ai ajuns că la Zeus e greu, că trebuie să faci șerere. Zic, bă, mi-era rușine să revin la ei. N-am reținut să fac nodul fără nod. Și te-am întrebat pe tine, eram la, chiar în magazin la Marele Pescar. Așa este, Mircea, bravo, super, bună întrebare. Păi, dar sunt mulți pe care... Normal, dar recunoști treaba asta, da, nodul fără nod. Dar nu e nicio rușine, că tot timpul înveți și eu învăț lucruri pe care... Și înaintașul, adică înaintașul, uite, și acum, după o lungă perioadă, de... bine, și acum ar fi o minciună să vă zic asta, că nu știu, că păi sunt o grămadă în momentul în care mă gândesc. Nu, dar sunt o grămadă noduri. Fac... Da, niște noduri care nu le suport. De exemplu, nu suport chestia aia să pescuiesc la gen la plantat cu înaintași mono. Înnebunesc când văd. Da, din păcate când nu prea, văd nodul ăla, dar nu prea poți să eleviți, da. A, 40, e ceva. N-am uite, eu nu faci. Suport. E hidos pentru mine. L-a văzut, da? L-a băgat la sac. Uitați-l. Yep. L-a băgat la sac. Băi, nu fă reclamă ascunsă. Nu fac reclamă, mă, lasă-mă, dracu, că... Păi, de cum te lasă? E paharul negru. Adevărat? Ce reclamă? Pahar la black? Auzi, Nicucioară, te pupăm! Salutări! Sper că se uită fratele meu. O, oh, Florin Petcu! Da, sigur că da! Îmi aduc aminte când te-am chemat pe câmp. Eram, cred că, la prima lecție cu Mihai Perianu de casting, să învăț să arunc cât era, mai bine. Cred că era atunci când am fost aici, când am fost noi, că am cu mers nu, la... nu. Când am mers cu Mihalcea. Eu știu la ce se referă Petcu. Da, când l-am chemat eu prima oară, el era la servici, a avut o perioadă mică, scurtă, o perioadă scurtă de timp, liber a venit pe câmp, aveam pe atunci, ce lansete aveam pe atunci? Velocity. Bune. Velocity-uri, da, Shimano Velocity. Pentru nivelul tău de atunci. Erau lansete top pentru mine atunci, acum. Da. Nu știu. Acum nu mai poți să dai nici cu TX-ist, îmi pare... Sunt prea mult. Te ia de pantaloni, e? Da, da. Tu zici, întreabă Simu, dacă ai intrat pe patul de nadă ceva până Da. Și dau lui Petcu să arunce prima lansare. Să dea Petcu. Pune lanseta, fac. Plumb 113 grame din ce mi-aduc aminte de patru, dar deam 113 grame. Nu rup lanseta în patru bucăți. Știi? Ești animalul mare, mână, ce să-i faci? Ce vrem, mă, pescuiești cu animale? Da, mi-aduc aminte. Și cu animale. Cum să nu, Cristi? Eu recunosc. Cum să nu recunosc? Dar eu recunosc întotdeauna absolut tot ce mi se pare normal. Și recunosc absolut tot ce m-au învățat oamenii de lângă mine. Auzi, prietene, e ca animalele de companie. Poți să ții un bișon, să ții un ursuleț panda, sau poți să ții direct un grizzly. Cum e Petcu. E grizzly. Petcu Florin e un băiat foarte... Auzi, bă? Hai mă să-i lipim lui ăsta, microfonul da, de mă, ceva. TX5-ul, da, bravo, Petcule, TX5 era. Dar aveam și Velocity la mine și TX5. Ba da, l-a rupt în 4 bucăți. Nu există. În 3 sau 4 bucăți. N-a rupt TX5. Păi nu auzi, bă, că el zice, ce ești idiot. Păi spun eu, am filmare, am pozele, am tot. Spune acolo, TX5. Îmi pare rău că nu le-am mai rupt niciodată de atunci. Ba da, s-a rupt, l-a rupt, pentru prima oară Petcule l-a rupt. A rupt el și clas, care e mult mai greu. Lasă-mă, păi așa vorbim de sepia, a rupt de atapari.
Unde? Erau noi. În fund. Da. În pat, la da, pește, mă, idiotule. Că... la pește i-a rupt. Dar unde crezi că acasă vedea nevasta? I-a rupt la pește. Ne-a răspuns. Vine la lansete. Bine, dacă îi puneai de la cei lansete. Da. Mihaela Roman, bravo patronilor că se populează lacurile cu pești și în România. Mamă, câți pești în România, dar să vezi că sunt în Germania. Bă, anul ăsta chiar s-au populat. În Germania la puf. Bă, prostești. Sepi. Auzi pe Sepi. Sepi, mă, se ține... Borcan a intrat pe patul de nadă. Să ține de cârlig. Da, a intrat în cârligul lui Gagiu, da. Dar tu îți dai seama, mă, că dacă aveam climă un pic mai caldă, popula ăștia și cu crocodil mai mergea dracul la pește. Ce, nu ești de bun, că mânca crocodilul pe pește, toată lumea vrea crocodil. L-ai văzut pe ăla care avea bașchez de nea? Uite cum mi-a sărit un crocodil în picior. Stai că aici crocodil. Mi-a dat... uite, bizonaurul. Mamă, Dane. Nu putem să filmăm și bizonaurul. Fii atent ce întrebare. Deci mi-a pus o întrebare Vlad Tiu mai devreme. Ia să o caut eu aici. Numai o secundă, Vlade. Pentru Andu, cum a fost concursul de la Timișoara pe sacoșul turcesc? Da, și aici zice Dan Drăguloiu, care am fost în echipă. Am fost eu, Dan Drăguloiu, Vlad Tiu și Sică. Mai bine îl întreb cum a fost cu spombul, când le pregăteam câte o găleată de 15 kg. Da, Dane. Bă, vreau să vă zic că atunci a fost, cred că, primul meu concurs după campionatul național, unde am nădit, Dane, m-a ajuns tu cu cantitatea, te rog, 100 și ceva de kilograme de boilers cu spomb mic, pentru că nădeam la 120 de metri, ceva de genul ăsta, 115-120 de metri. 120 de metri. Și... și boilersurile erau numai boilersuri mari, pentru că ne trebuiau pești mari. Și... da, nădeam câte o găleată de 15 kilograme la câte ore. Gata, mă, ăsta a renunțat. S-a lăsat, nu mai poate. Cătălin Borcan se încălzește. Se vrea că pățâți. Ah. Și nădești eu, mă, la 186 de metri. Cătălin, am înțeles că vrei să te apuci de lecții de casting cu Mihai Perianu? Da, frate, da. Da, vorbesc serios acum, pe bune. Mihai Perianu e unul dintre cei mai buni antrenori din țară. Da, știu. Eu îl consider... sau cred că singurul? Cristi. Cristi Mihalcea. Da. Cristi Mihalcea, da, dar din păcate nu profestează treaba asta la fel ca Mihai. Mihai a dus-o la am un nivel... vorbit și alea și... dar da? Cu... am vorbit acum cu... și chiar mă duc. Vorbesc dar spune-ne tu, te rog frumos, la Corb. Ce-a făcut? Când ai avut tu cea mai bună lansare a ta din viață. Nu, lanță-mă, dracu, iar umblă ăștia la catalizator. E personaj, mă, n-ai ce să-i faci. 110 kg, da, Dane, 110 kg. Boilersuri am nădit cu spombul și cu spombul mic. Spombul mare, într-adevăr, cam rupea. A, s-ar putea, Dane, să fie cumva de acolo dubla mea hernie de disc. Păi ce spuneam mai devreme, că toate se trag, știi? Să înțeleg că trebuie să pui ceva parte la intervențiile astea care le sufăr acum. Ar trebui, Dane, să participi și tu, că vezi că e operație scumpă, rău, tată. Și are și 3 lansete rupte. Bă, mulțumesc lui Dumnezeu că n-ajung. Momentan doctorul nu vrea să mă opereze, nu vrea să am o intervenție chirurgicală. Vrea doar... insistă, de fapt, pentru că organismul meu e tânăr încă și nu vrea să mă opereze. Dacă m-ar opera, însemna să îmi introducă două proteze. Două proteze discale. Păi, da, bănuiesc că nu ne-am bănuiesc că mă mai chinuie vreo 2 luni de zile în care trebuie să mă consider bebeluș și nu trebuie să fac da, probabil absolut niciun primul efort. Efort foarte mare, iar... Mă, e bine că pot să beau din pahar, e bine că astăzi pot să merg fără cadru, că aproape o lună și ceva de zile am mers cu cadru. Am fost și eu chinuit anul trecut, o perioadă, o săptămână. Da, nu doresc nimănui durerile pe care le-am avut eu în perioada asta. Și cu toate astea am dus la un bun sfârșit emisiunea care îmi place și care cred că vă place și vouă și vă
Ce să vă zic, vă mulțumesc că sunteți toți alături de noi. Mă gândesc că la durupă albu. Alarma, Simule, da. Păi m-a durut, Cătăline, că 5 zile am stat sub perfuzii, n-am avut voie să beau nici măcar și eu am pățit și eu odată să o bere. Una 5 zile. Sub o stâncă. Da, și vorba aia, stat sub. Da, măi, mi-e greu, mă, Andule. Îmi pare rău, te compătimesc. Și Simu. Și Simu, te compătimești? Da, ci că iar alarma. Nu, frate, lasă-mă, ești nebun. A luat catalizatorul cu tot cu tobă. Să scap dracu o dată de el. Uite, pai prost, tata, aia spune și mă. Hai, vezi ca proastă. Auzi ce paraschiv, mă. Eu zic să rămâi la patul de nadă în 80 de metri. Vezi, bă, cine știe, cunoaște. Da. Așa este, dar atunci am fost forțați de... Păi da, mă, cu cât înaintezi în vârstă, cu atât te apropii de mal. Ce? E malul departe, de ce e mai departe? Și că ai rămas la Cătălin Borcan cu spombul pe corp. Da, că zic, da, când ai spart tâmpitul... Când ai spart balonul, Borcane. Ai spart balonul, nu, mă. Balonul, hai să... Vrei să discutăm acum sau vrei într-o altă emisiune? Nu e vorba de discutat. Da. Întâmplarea a fost. YouTube, chestia aia, dacă vrei îți dau filmarea, poți să o pui. Da. Ce să... Vrei filmare? Vrei să o punem? E sigur. Bă, amândoi, ce aveți? Nu. Nici nu e genul și... Vrei să ți-o pun filmare? Vezi că se uită soția. Da. Și s-ar putea să... Știi cum e. Brăduție, uite, tremură de frig afară, să le iei locul, adică să te călzești cu brăduții. Am o întrebare de la un prieten foarte bun, Cătălin. Al nostru? Cătălin Moldoveanu. Cu cine ai fost la primul pescuit înainte de a te puca de pescuitul profesional? Mai ții minte? Eu? Și din cauza cui a scăpat peștele? Nu, cred că la mine se referă. A, la tine. Din cauza cui a scăpat peștele și... Păi că la primul pescuit și neprofesional, crede-mă că am fost cu străbunica mea. Ca să credeam, Dumnezeu, că ierte, credeam că cu bunica a, la, am la fost pe, carpuri. Nu, am fost pe lacul Iore, cum îi se spune atunci acum Alexandru Ioan Cuza. Și pescuiam la, cum îi zice Borcane, la asta din salcie, creanga de salcie. Nu ia. Cea târnă. Da, la cea târnă. Ca să zic așa, primul pescuit. Cred că te referi la primul concurs neoficial, din ce mi-aduc eu aminte, și a scăpat peștele din cauza ta și a lui Cătălin celălalt. Erați doi Cătălini. Nu mai știu cu ce baltă eram. Frate, la 6 ani, ești bun. Băi, eram... bunica mea care... Și eu, la început acea... Primul concurs mă ducea pe neoficial, aveam vreo 19-20 de ani. Mamă, dacă aș putea, aș desfința la costa. M-am învățat să pescuiesc, că m-am învățat tot, dar în același timp m-a lăsat și de facultate și de tot. Adică, eu am clipe petrecute în lacul ăsta în tineretului. Ce ziceai tu, mă, de cărți, pe romane, foilotoane, scrii de draci, te ești nebun. Ești tu și pe paznici, cum îi numea, și pe... Și cimitirul, nu le vine. La... Unde? Că acolo te scundeai. Tineretului, mă? Nu în tineretului, pe Iore mă duceam. Eu aici, mă, tineretul. Eu pe Iore. Fiam și comandanții de la circă, da. De la 14. Uite ce întreabă Vali Panaid, ne-am întâlnit cu el. Valentin Panaid, Vali. Mamă. A pescuit cineva la undițe din Alun? Da, mi-a și făcut singur din vârf de Alun, Alun și cu cotor de soc. Da. Uite, am o chestie foarte bună din partea lui Teo. Tu colegul meu, bătrân sunt? Teo, unguru nostru, Vasile. Aha. E, cheșchete. Zice, Jane, așa îmi spune el mie, Jane, spune când schimbai la cârlig, din 30 în 30 de minute, că nu-ți trăgea peștele, că eram noi la primul concurs al nostru. Te dar că schimbai cârligul. Nu schimbam cârligul, lugagiu niciodată, dar schimbam momeala. Da. La 30 de minute, mamă, nu a tras.
pac, încă una, alta. Pune alta aromă, pune altă dimensiune, pune altă culoare, pune altă... Așa se întâmplă când vin prea multe informații dintr-o dată. Nu, nu vedeam nicio informație. Asta, informațiile veneau creierul meu, da. Aveam seama pe timpul ăla că aveau arome cu râmă, cu aromă. Nu, îmi pare rău că n-am pregătit poza, că la primul concurs cu Teo, spun sincer, aveam pontonul plin de nadă de la Baboier. Și aveam așa, vreo 20 de pungi de TTX și toate alea, vreo de unde ați fost, 20 de kilograme de mămăligă, vreo 20 de kile de bile de 16, vreo 20 de 20 și vreo 20 de 22, 24. Și aveam pontonul plin nadă de la Baboier, să nu plec gura. Baboier. Dar unde ați făcut, la ce concurs? La Măgura Nouă. A, la Măgura. Da. Am poza. O caut prin calculator. Da, bă, dar aveai scorțișoare. Scorțișoare merge la... N-aveam atunci. Nu ți-a dat scorțișoare. Am mai scos una vasilică care ne-a mers foarte bine la toți. Acel TTX. Căpșună, miere. Da, nu usturoi. E ground bait, nu e TTX. Ground bait, da. Căpșună, miere. Usturoi. Căpșună, miere, usturoi. Da, și nu e nicio ascundere. Am copiat-o și eu după o nadă din Ungaria. Cătălin Marinescu. Salut, Cătălin! Bă, dar cât e ceasul? 11? 11, da. Cât ești, mă, că ține cred emisiune? Cred că emisiune? La mine? E lungă. E lungă. Ține. Mamă, și mie îmi place șprițul lung. Mai ai bere? Tot până divineața, mă. Dacă tot ne-am apucat să ținem ce avem telespectatori. Cătăline, vrei să facem o emisiune? Dar cum ar fi, mă, să ne vezi pe la 4 dimineața? După mine? Cum îi zice, un after party? Cu limba pe umăr, așa. Frate. After podcast. Ia vezi, mă, povestește. Ia vezi. A primit Cătălin Morcano. Paia cu canarul când scârția. Bine, mă, măi, avem foarte multe povești. Mult, hai că stai dârlă, mă, dârlă, știe, cu canarul când scârțea, dar nu mai știu. Cred că zicea canapeaua, mă. Dați-vă și voi, mă, câte... Bă, uite, mă, încă o întrebare foarte bună pentru băi, tine. Băi, ia fii atent, uite, te uiți, dar doar râzi. De să văd și eu, că îți spun de unde... Nu, nu, pot să... E de la... Dan Badârcea. A, de la Sărulești. Când s-au opărit. Cunoști, bă, Cocostârcu. Uite, bă, Cocostârcu. Când s-au opărit. Dane! Vrei să-l pun în emisiune? Ce te la pândă, mă! Da. O întrebare de la Simu. Bă, vezi, mă, că miliția nu tot miliția rămâne. Trebuie să fac ancheta. Cătălin face declarații privat. Da, mă. De la Sepi. Ia-ți. O întrebare pentru Baboieru. Ah, pentru Baboieru. Ia, bagă-l pe de tam. Ce toți pescarii, când nu prind pește, dau vina pe nadă și nu își văd greșelile lor? Pe cine e mai ușor de vină? Pe tine sau pe alt? Păi tu cum faci, mă, Țepi, nu dai pe tatu? Da. Mai răspunde la întrebare. Tu nu dai pe tactu că te-a făcut. E vina lui că te-a făcut, că dacă nu te făcea tactu, nu mai ieși așa de prost și o lași după asfalt spre București. Iar recu de rai prea recu, credeai că dai mie temelie. Hm? Ia-ți-o ușor pe pământ, că pe asfalt e greu. Da, mă, e greu, frate, e cu tocurile, mai bine pe pământ, mai bine mergi cu tocuri pe pământ decât cu tocuri pe asfalt. Ascultă-mă pe mine că întrebăm și femeile și să vezi că o să zică la fel. Mai repede să te afunzi decât să-ți rupi picioare. Gâtul. Așa că ia-ți-o ușor. Mergi pe pământ că... Marin Călin, la after party, after podcast aș veni și eu. Bă, lasă, Marine, vrăjeala că mâine plecăm la vânătoare, zi-mi ce vânăm. Fără vânătoare că nu avem voie, ne blochează Facebook-ul. Păi dar nu, mă, noi plecăm... Da. Dar nu se duc la mi-a restricționat vânătoare. Facebook-ul da, anumite părți. Nu. Nu, că nu pot să merg pe jos. Din păcate. Da, tu crezi că eu merg pe jos? Dacă mergem cu mașina... Curte și nedezvoltate. Cu mașina am și o posibilitate să mă dau cu scaunul pe spate și să merg. Da, nu, mă, mergem. Nu. Noi mergem doar să admirăm. Din păcate, nu naturii. Pot să merg pe jos. Dar ce se pune, mă, Andule? Ne bat în joc de corpul nostru să mergem, să urcăm, să... Hai, așteptăm pe ei cu vânat. Așteptăm să vină căprioara, mă, că aia e toată chestia. Ei gonește și căprioara vine și... În ghilimele au ce zice. Ce? Ce zic? Borcane, te rog frumos, uite-te pe WhatsApp, Petcu.
Deci Cătălin Borcan a început să primească foarte multe întrebări în privat. Da, sunt foarte multe, probabil. A, uite-mă de ladă. Aia nu e cine știe ce să știe. Asta e de copii, mă. Dar nu e, Petcule, nu e mă că vă și suc pe aici. Nu e ce trebuie. Nu e ce trebuie. Nu, aveam alte lăzi pentru Borcan. Da, și eu aveam lăzi. M-am suat pe moara Vlăsiei să-l iau pe ăsta de acolo, că s-a făcut să rău. Ia auzi, mă. Și mi-a zis pas Nicola. Citește tu. Povestește-te, rog, dragă prietene, cum i-ai pescuit candidatul lui Ospătaru. Da, e bună și asta. Bă, frate, bă, era la moară. Era la moară contul 7 cu Iohan și cu Petcu și în stânga noastră Ospătăroiu, în dreapta cioară cu Androne și cu pisul lui Bădică. Cu și mai îndreptă un pic era eu. Da. Mamă, și Ospătarul, că căzuse el pe 6, că închide, că rupe pari în cur, că ce-i face, mă, frăierul? Adevărul că picase destul bă, de bine. Bă, ăsta nu era bun, știi? Da. Zic, bă, ce-i face, mă, să-l potolim, să-l liniștim. Ne apucăm, pescuim bine, o luăm noi ușor, ușor înaintea lui. La un moment dat, o trăsătură falsă, înțep. Ce crezi că scot? Un Adidas de copil, așa, mărimea 36. Cu șiret. Ospătarul care știe, zic, Florinel, știi că nu e de glumă, dar alea, dar ai văzut că ai pană pe dreapta, adică o lași mai așa, mai tânșol. Și zic, ia frate, ca să nu mai e pană, zic, să nu mai e dribbling ăsta, Jean Vlădoiu pe dreapta, zic, uite, ți-am făcut. Și zic, până să termină concursul, să facem rău fratele tău, dă perechi. Ce crezi, mă, noaptea mă cheamă tâmpitul de Bocanu, îi prinde unul cu arici, mă. Mama! Mă, să moară mama dacă te vin, să dă-i cu ăștia și treabă. Și mă aducea, zic, bă, frate, tu nu vezi cum e acum? Asta e șmecheria, e unul cu arici, unul cu... Ca e modă. Tendinți, Vasile. Tendinți. Da. Bă, băiatule, și l-am făcut tot. Am o surpriză în seara asta pentru Vasile Baboier. Să nu știi că ne-ai adus tot. Nu, dar avem o surpriză foarte... Ceva de tort? Nu, avem o surpriză foarte frumoasă și pe această cale îi mulțumim... Ce-ți vine chelul, cumnat? A, mătușu, chel. E cumnat, da. Ce te-a făcut? Îi mulțumim lui Chelu pe această cale. În câteva secunde, Vasile, avem o postare cu tine. De gură ce-i ține la uscat. Când ăștia am avut la uscat? Vezi, mă, și strigam după tine braconierul. Unde sunt Vasile Peștiști? Sunt burtă la cineva. Păi asta e prin 94. Dar uite ce sport făcea. Păi da. Tu știi că, bă, dădeam la lot că de-aia, vorbesc serios, dădeam la lot că de-aia de lemn, nu știu, 5 metri, că dracu avea, mă știu. Tu nu vezi, mă, ce fust avea? Dădeam în jur de 10-15 km. Mamă, Marin, uite ce întrebare mi-a fost Marin. Da, cum ne-am cunoscut prietenul nostru comun, Sepi. Auzi, mă? Marine, aș prefera să răspund la întrebarea asta într-o emisiune. Într-o emisiune specială cu tine și cu el. Da, colegi, vă mulțumesc mult și vă mulțumesc că ați fost alături de noi în această seară, într-o seară minunată, o seară frumoasă, o seară în care cred că am fost pe placul vostru și voi ați fost într-un număr foarte mare. Da, emisiunea s-a lungit. S-a lungit ce datorită urmăritorilor noștri. Ce-i spune-o lui nevastă mea? Hai că mâine seara îi spuneam că am alergat pe pădure. Te vede, Borcane, că e în live cu noi. Îi spuneam pe pădure. Băi, nevastă, a fost vulpea care a fugit. A dat după copac, eu după vulpe, vulpea după copac, iar după copac. Și m-am trezit cu iepurile. Zic totuși să le mulțumim urmăritorilor noștri din această seară că au fost într-un număr foarte mare. De sunet nimic, Alex, lasă-mă, măi, Alexandru, măi. Păi și ăsta nici nu, bă. Da, nu prea bea, nu-i prea place. E băugat. Întrebări pentru Borcan. Cu cea mai mare plăcere... Uite-mă că nu, eu nu mai mi-aducem aminte, vezi ce înseamnă să devii bătrân senil? Ia să vedem.
Dâr l-a întrebat și că povestește pe aia cu canarul când scârțâia. Eu nu mai țineam minte, că-s bătrân. Revenim. Dâr Lăcică, când l-ai sunat pe drăguluiu și i-ai spus că ți-ai luat canar și i-a dat nevastă ta pâine și în loc să cânte scârțâie. Pentru că nu poți să le ții pe toate minte. Bravo, bravo, ai dreptate, frate. Și ne-a dat, știe destul de bine. Și mi-a zis după aia și i-am zis la canar de să moară el. Mormânt, l-am dus la Paraschiv, n-am mai zis nimic, s-a strâmbat de tot. La Paraschiv, unde ai obținut tu voucherul? Da, mă, da, dar noi le-am făcut cadou lui Androne, păi, dar ți-a avut o filmare ca Androne, dar aia zice culoare, că el știe ce i-am făcut eu. Da. Eu întotdeauna da. Sunt... I-ai făcut înainte. Se cumpas înaintea lor, ei da. Încearcă să copieze, ca și da. Prostul ăla de la care mulțumim, am învățat mersul pe asfalt. Dar nu l-am învățat, zi, învăț acum. Despre cine vorbim? Sepu, sepucu, sepilică, sepultura, se... Zi-mă și tu, Lusepi, ceva. Zi-mă că te las acum. Hai, Dori Răduțe, ai fost super. În spatele frate, camerei. Zi vă ceva. Mulțumim, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Am să încerc să vă obișnuiesc cu astfel de emisiuni în fiecare joi de la ora 19:30. Poți să o mut vinerea că eu sunt ocupat joia. Ce mai trebuie să-l angajez pe ăsta, mă? Nu mă lasă deloc să încheie emisiunea. Vreau să încheie în stilul lui caracteristic și acela de arăde. De a fi cu zâmbetul pe buze. Dar mă, de ce suntem veniți? Să ne distrăm, să... Să vorbim și despre întâmplările noastre pescărești și, bineînțeles, o să venim și cu emisiuni tehnice. Emisiuni tehnice vorbind despre pescuit exclusiv, ce înseamnă pescuitul competițional, ce înseamnă pescuitul de plăcere. Da. Exact, exact, exact. Păi să știi că nu e departe pescuit în ziua de azi, că am văzut unii făcând niște monturi, deci că se duc la dedeman înainte. Vasile, și niște monturi am văzut niște și noi la Balaton, da. Care n-avea voie să pescuiască și acolo ne referim la țaparine. Da, bine, nu mă refer la asta, mă refer că câteodată lucrurile nu trebuie complicate așa de tare. Doamne ajută, mersi, mersi Florin. Lasă-mă că eu văd în ziua de azi. Am să vă țin la curent și cu starea mea de sănătate. Pe 24 ianuarie o să am iar o intervenție, sper să trec cu brio peste și doctor. Să nu... E doctor? N-ai cum. Îl cu mașina, dar de când ți-ai dai bani mai bine în calcă, mă. Nu mai, ce să mai, la gata. E... Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Mulțumim. Număr hai, foarte mare. Vă pup. O seară aveți bună, o seară minunată. Voastre, nu vă bate joc de ele, că-și bat azi. Și ne vedem pe baltă.